Salutare, oameni buni, salutare! Suntem în direct pe YouTube și sunt și călușarii în spatele camerelor de filmat, că imediat erau foarte vigilenți. Oana Nicolau este, oameni buni, invitata noastră la podcastul Singur Acasă, un podcast de educație sexuală susținut de prietenii noștri de la Durex. Iar, Oana, eu mă bucur foarte tare că ești alături de noi. Așteptăm mesajele pe chat, suntem aproape 100 de oameni, abia am intrat și suntem live pe chat. Oamenii ne dau mesaje, ne auziți bine, ne vedeți bine. Așa sunt reglajele la început, ceea ce ne bucură pentru că este o emisiune în care interacționăm foarte tare cu cei care ne urmăresc. Mi-ai spus că punem vin roșu. Vin roșu, întotdeauna. De ce vin roșu? Pentru că vinul roșu este bun pentru bărbați când îl beau femeile. Am înțeles, perfect. Atunci vin roșu avem pentru noi bărbații, ca să fie femeile fericite, noroc. E un vin de la prietenii noștri de la Sâmburești, îl avem pregătit aici și să știi că o să îți oferim și ție o sticlă când mergi acasă, pentru că și soțul tău presupun că chiar dacă vorbiți de foarte multe lucruri și el trebuie să bea vin roșu. Da, da, nu? Avem împreună vin roșu. Ok, perfect. Sunt prietenii noștri de la Sâmburești, un vin pe care îl recomandăm și ne place foarte, foarte tare. Uite, oamenii ne spun, băi, se aude super bine, se aude un pic cu purici, ne transmite cineva. Da, se aude bine, ce voce superbă are Oana. Bună, Oana. Bună seara, bună uite. Seara. Ne salută, ne salută cineva din Chișinău, oameni din străinătate și vorbim despre educație sexuală. Am zis să vorbim despre cuplu. Tu ești psihoterapeut. Ceea ce înseamnă că poți să ne ajuți pe noi oamenii căsătoriți sau pe noi cei care ne uităm la podcastul și avem doar o relație sau pe noi cei care ne dorim o relație să avem o viață fericită. Da, sunt psihoterapeut de cuplu și asta fac zi de zi, ajut oamenii să aibă relații fericite, funcționale și relații în care să se simtă cu adevărat iubiți și împliniți. Iar relațiile astea fericite vin și dacă ai o relație sexuală ok, nu? Evident, viața sexuală a cuplului face parte, este o bucățică din relația de cuplu, o bucățică pe care este foarte important să nu o neglijăm. Bun. Și de obicei când apar dificultăți în cuplu, acestea se văd într-o formă sau alta și în planul sexual al cuplului. Așadar, nu putem să evităm să ne ocupăm de partea aceasta. Sonia de la Botoșani zice că și-ar dori să o saluție. Mă rog, nu știu dacă Sonia e de la Botoșani, dar Sonia își dorește să o salut. Sunt oameni de la Sonia. Botoșani. Doamna terapeut, se aude cam încet, ne zice Ana, așa că... O să țip. Nu. E bine să țipi în dormitor? E bine să te exprimi în felul în care simți să o faci. Ok, perfect. Vezi că o să avem o discuție de două ore extrem de interesantă. De-abia aștept. Și o să răspunzi la absolut toate întrebările, absolut. Da? Absolut. Ne spun oamenii că gata, vin și mesaje de la ei și vorbim și haide să începem oarecum cu începutul astăzi. Am văzut la tine pe Instagram în care ai vorbit despre preludiu, știi? Da. Adică mai există și un preludiu. Exact, da. Ce înseamnă? Da. Pentru că oamenii în general au impresia că actul sexual este compus din preludiu, penetrare și cam atât. Ei bine, un act sexual împlinit, mie îmi place să-l structurez așa în cei 5 P. Pre-preludiu, preludiu, penetrarea, punctul culminant, evident, foarte important, și postludiul. Și toate o să vă explic, importante. Toate sunt importante. Să știi că suntem la sezonul 2 al podcastului Singura Acasă și am început să am destul de multă experiență și simt Provoacă-mă, te rog. O să te provoc. Așa că spune-ne cei 5 pe. Pre-preludiul. Pre-preludiul este acel timp și acea atenție pe care o acordăm celuilalt și felul în care ne conectăm unul cu celălalt, astfel încât să simțim dorință și deschidere să mergem mai departe către un act sexual. Este timpul pe care îl petrecem împreună, sunt discuțiile pe care le avem, sunt micile tachinări din timpul zilei, poate un bilețel pe care îl scriem, poate o atingere, da, poate un compliment pe care îl facem și care ne ajută să ne pregătim pentru ca seara când ne reîntâlnim după muncă, după ce culcăm copiii și facem tot ce avem de făcut, să ne dorim să ajungem amândoi în dormitor sau în altă parte. Deci pre-preludiu e foarte important. Este foarte important pentru că ne duce la actul sexual.
Ok, și ajungem la ajungem preludiu. La preludiu. Preludiul este... Au dormit copiii la preludiu. Copiii dorm, ușa e încuiată, ne asigurăm că am încuiat ușa, că nu vine niciun copil peste noi. Și începem să ne apropiem unul de celălalt, să fim tandri unul cu celălalt, să ne șoptim lucruri, să ne pregătim și să ne inducem unul celuilalt starea aceea de excitare de care avem nevoie pentru a începe un act sexual. Așteptăm să detaliești, adică ce înseamnă? Adică mai exact, ne atingem, ne mângâiem, ne dezbrăcăm, poate facem o baie împreună, poate ne spunem lucruri cu tentă sexuală, să ne provocăm puțin, să ne incităm, să aducem puțin mister și puțină dorință, dar puțină energie sexuală, să o aducem acolo. Bun, și după preludiu? După preludiu, cel de-al treilea P. Da, după ce ne-am atins și începem să ne dezbrăcăm și începem să ne atingem în zonele erogene pe care ar fi bine să le cunoaștem, poate vorbim și despre asta. Practic, noi începem să simțim dorință și să simțim excitație. Și apoi, corpul femeii este pregătit să primească penisul bărbatului, da? Pentru că a ajuns la stadiul de excitare care o ajută să primească penisul bărbatului într-un mod în care să simtă plăcere. Adică trebuie să ajungi să faci aceste etape, să treci aceste etape ca să... Ca să te asiguri că femeia este pregătită. Pentru că sunt foarte mulți bărbați care trec direct la acțiune, femeia nu este pregătită, vaginul ei nu este lubrifiat și atunci ea s-ar putea să simtă chiar durere sau jenă sau să aibă o dificultate în a merge mai departe, în a escalada în această excitație a ei. Și atunci bărbatul trebuie să se asigure că ea este pregătită. Și am ajuns la cel de-al treilea... Am ajuns la penetrare, da, se întâmplă acel joc, acel dans de du-te vino între cei doi. Apoi... După 30 de secunde. După 30 de secunde el o întreabă pe ea. Nu, nu o întreabă, îi spune direct: wow, a fost minunat, iubito. Mi s-a făcut somn, noapte bună. Nu? Nu. Că tu ești terapeut, psihoterapeut de cuplu. Da. Nu vin la tine cupluri care vin și cu problema asta? Ba da, sigur că da, sigur că da. Și asta se întâmplă. Bine, nu vorbim de situațiile în care el are... niște dificultăți dacă suferă de o disfuncție sexuală. Vorbim de cazurile în care el nu are absolut nicio problemă, dar nu este suficient de atent la ea. Da. Și este foarte important... Sau poate atât de îndrăgostit și atât de dornic încât... Na. Da, dar pentru asta poate să facă niște exerciții, să se antreneze, să se cunoască mai bine și o să povestim. Ajunge și la exerciții, vrei, da? Perfect. Dar este important ca el să se asigure că partenera a ajuns la orgasm. Deci este, pentru că după ce el ejaculează, s-a terminat. Ea nu mai poate să ajungă la orgasm. Deci ea trebuie să ajungă prima la orgasm și apoi el să se bucure mai departe. Ok, se poate întâmpla să aibă un orgasm simultan, dar aici vorbim de cupluri care se cunosc foarte bine, care au experiență foarte multă împreună și ajung la această performanță, dar nu este important acest aspect. Este foarte important ca ambii parteneri să ajungă la acel punct culminant. Este cel de-al treilea P. După al patrulea este acesta. A fost penetrarea, cu, da, penetrare. Punctul culminant să ajungă... Așa, și al cincelea este postludiul, pentru că postludiul ne duce din nou la pre-preludiu. Știi, e ca un ciclu pe care îl facem. Postludiul este acel moment în care amândoi suntem satisfăcuți, am avut un act sexual satisfăcător, suntem mulțumiți, corpul nostru este inundat de hormoni, aceia care ne dau starea de bine și păstrăm un moment pentru noi în care să stăm, poate să vorbim, poate să nu vorbim, să stăm îmbrățișați, să avem un moment ca o încheiere a acestui ciclu al actului sexual.
Doctor Mihail, la un moment dat, într-unul din podcasturile acestea, zicea că e firesc, normal, fiziologic pentru un bărbat, după terminarea actului sexual, să adoarmă. Da, da. Că nu e nimic greșit în asta. Nu este, pentru că nivelul de serotonină este foarte ridicat la bărbat după ce are orgasm, după ce ejaculează, și atunci la el se instalează această stare de relaxare profundă. Și da, îl ia somnul, este în regulă, dar poate să adoarmă ținând-o pe ea în brațe. Ceea ce e foarte frumos. Așteptăm mesaje de la oameni care sunt pe chat aici, pe Singuri Acasă, un podcast protejat de Durex. Întrebarea e, poți să obții aceeași satisfacție și folosind prezervativul și fără prezervativ? Da. Este la fel, pentru că acum prezervativele sunt foarte bine făcute. Pe vremuri lucrurile stau diferit și nu știu dacă putem să le numim prezervative. Metodele acelea pe care le foloseau anticii erau uneori incomode și chiar provocau răni vaginului, însă acum prezervativele sunt fabricate într-un fel în care, din potrivă, chiar pot aduce un plus de plăcere, pentru că sunt lubrifiate. Iar pe lângă plusul de plăcere, te și ajută să previi foarte multe boli cu transmitere sexuală, și asta și în rândul adolescenților și în rândul adulților, pentru că gradul de răspândire al HPV-ului, despre care am vorbit foarte mult aici la podcast, este uriaș, și chiar am avut un șoc zilele trecute când la emisiune a fost Narcisa Suciu și povestea cum și-a pierdut mama. Narcisa Suciu, care la rândul ei are un copil de peste 20 de ani, povestea că ea și-a pierdut mama când ea avea 17 ani, mama ei murind din cauza HPV-ului. Și a rămas așa, zic, wow, adică atunci nu exista informație, nu exista Google, nu exista, cum să zic, YouTube, să tot cauți informații, dar acum pentru cei care se uită la noi, ar face foarte bine să dea un search, să vadă cât de problematic este acest HPV și cât de mult te ajută să te protejezi. Cât de important este să ne protejăm și, din păcate, chiar am căutat niște studii, am găsit un studiu făcut în 2002 în Statele Unite, de atunci nu știu dacă s-a mai făcut vreun studiu, despre cât de bine știu bărbații să folosească prezervativul. Și? Și datele au fost, mai puțin de 40% dintre bărbați foloseau corect prezervativul. Ar fi interesant de făcut un studiu, cel puțin acum în România, pentru că sunt convinsă că sunt foarte, adică acest procent al celor care folosesc greșit prezervativul este foarte ridicat. Și în același timp sunt foarte puțini oameni care folosesc prezervativul în România. Din păcate, sub 6%, citeam undeva o statistică, folosesc prezervativul, ceea ce este destul de îngrijorător așa, pentru că poți să scapi de foarte multe probleme de sănătate. Probleme de sănătate și sarcini nedorite, să nu uităm că sunt foarte multe sarcini dorite care apar din cauza faptului că nu folosesc prezervativul. Sunt bărbați care au impresia că pot controla ejacularea. Dacă folosești prezervativul? Nu. Dacă nu-l folosești? Da, adică ok, am grijă să nu rămân însărcinată și mă opresc la timp și da, metoda retragerii. Însă eu cunosc femei care au rămas însărcinate în acest fel. Pentru că înainte de ejaculare există niște pulsiuni la nivelul penisului care pot face să se elimine o mică parte din lichidul seminal. Și asta înseamnă că el, da, în momentul în care ejaculează, el se retrage, doar că lichidul acela a ajuns deja o mică parte în vaginul femeii, ceea ce poate duce la o sarcină dorită. Deci este foarte important să folosim prezervativul. Uite, trecești la mesajele oamenilor care sunt pe chat și te salută foarte mulți. Cred că cineva a citat din tine, Marius, zice: principalul lucru în viață e familia, cariera nu te așteaptă acasă, banii nu șterg lacrimi, iar faima nu te îmbrățișează noaptea. Sau nu, nu-i citat, dar era apoi Ioana dar Nicolau. Sunt de acord cu ce spune. De acord. Ce facem când nu am avut parte de preludiu și bărbatul vrea totul prea repede? Noi ca femei ne simțim aiurea și nu prea avem chef. Da. Uite, mulțumesc pentru întrebare. Poate sunt și bărbați care primesc răspunsul. Știi că e o emisiune în care și bărbații, și femeile, și adolescenții pot să învețe ce pot face, da. Și ce înseamnă aceste lucruri legate de viața sexuală.
Atunci când partenerul nu este disponibil sau nu știe că este nevoie de acest preludiu, de această perioadă în care femeia să se pregătească Da. efectiv, noi ca femei putem să ne pregătim singure. Și asta devine foarte incitant, inclusiv pentru partener. Ok, dacă tu nu vrei să-mi oferi mie un preludiu, o să-mi-l oferi singură. Adică el stă Pentru că o acolo? să încep să mă masturbez, o să am grijă de mine și o să am grijă să-mi pregătesc corpul ca să te primească. Și asta poate să devină chiar un joc pentru cei doi. Pentru că în momentul în care tu, ca bărbat, privești o femeie că se masturbează, îți crește dorința, îți crește excitația, ești nerăbdător să fii acolo cu ea. Deci poate să facă asta, să învețe să se masturbeze, dacă nu o face deja, și să facă asta în timp ce este acolo cu partenerul. Și partenerul se simte ignorat, adică Acum, dacă se simte ignorat, să ar se apuce trebui de să treabă, adică intre să se în implice. subiect, exact. Să se implice, bun. Vedem după o relație de 8 ani în care totul a devenit o rutină, cum ar trebui să reaprindem flacăra, câteva lucruri esențiale. Oana Nicolau, psihoterapeut, ar putea să mă ajute. Câți Ioana. ani? Câți ani? Ioana, după o relație de 8 ani, nu spune câți ani eu. Opt a, o relație de 8 ani. În Ok. care a devenit totul o rutină, cum ar trebui să reaprindem flacăra? Cam repede a devenit totul o După rutină, 8 după ani? 8 ani, Dar după da. cât timp? Nu știu, da, mă rog, din punctul meu de vedere nu ar trebui să întâmple această rutină, Păi da, dar... tu la câte cărți citești, adică e normal după 29 de ani de relație pe care o ai, 29 de ani de Da. relație, să știi să ții flacăra mereu aprinsă. Da, câteodată mai avem și noi nevoie să ne reamintim, da. Totuși, 29 de ani, nu? Nu 8 ani. Bun, ce poate face concret? Să petreacă timp împreună, să aibă discuții pe teme sexuale, să vizioneze filme pentru adulți, Da. porn, dacă sunt sau Opa. nu deschiși. Dacă n-au făcut-o niciodată, ar putea să fie asta o nouă activitate pe care să o introducă în cuplul lor. Să înceapă să îi scrie partenerului bilețele, cu mesaje incitante, cu mesaje pe teme sexuale, de genul mi-aș dori să faci asta când ne vedem diseară, abia aștept să fac asta când o să ne întâlnim, dar lucruri care să le deschidă apetitul pentru sex. Și așa, practic, relația ar putea să fie Ar activată. putea să reactiveze relația din punct de vedere sexual, exact. Live pe canalul de YouTube Acasă la Măruță, singure acasă, se numește Dialogul despre educație sexuală cu Oana Nicolau, psihoterapeut. Linkul las și pentru cei care ne urmăresc pe Instagram și pentru cei care vin live pe canalul de YouTube. Răspundem la întrebări, Oana, da? Da. Perfect. Haideți să mergem și mai departe, pentru că sunt multe întrebări și mi se pare că oamenii au nevoie de informare. Știi, a dat cineva mai repede, a fost mai de sus un mesaj, ce desfrânare să vorbiți despre așa ceva. Și apoi altcineva care a zis, mulțumim că învățăm, știi? Da. Taberele astea de oameni care există, încă oameni care cred că dacă vorbești despre sex și despre educație sexuală e desfrânare, știi? Da, educația sexuală înseamnă cunoaștere și înseamnă protecție. Despre asta este vorba. Dacă noi vorbim despre partea sexuală din noi, dacă noi căutăm să ne descoperim corpul din punct de vedere sexual, Da. asta nu înseamnă că o să mergem instant să facem sex. E ca și când aș face un curs de educație financiară și când termin cursul mă trezesc că în contul meu a apărut, nu știu, 100 Un de mic. milioane de euro, da? Ceea Da. ce este fals. Doar învăț lucruri care mă pot ajuta. Și hai să fim serioși, cu toții facem sex. Mă rog, probabil că există un mic procent al populației care nu face sex din motive religioase, mă rog, din N motive. Crezi Au că și ales părinții noștri abstinența. nu ne-a adus barză? Pe mine sigur nu. Pentru că la un moment dat ți se spunea mereu chestia asta, te-a adus barza, iar Da. părinții niciodată nu vorbeau cu tine despre sex, pentru că le era și rușine. Da. Unele din primele lecții de educație sexuală a fost foarte interesant când cineva ne-a trimis și ne-a spus, tata mi-a găsit un prezervativ în portofel și primul lucru pe care mi l-a făcut mi-a fost să mi-l arunce.
Da. Cum umbli cu așa ceva la tine? Exact, pentru că e rușine. Yeah. Da, deci educația sexuală înseamnă să ne cunoaștem corpul. Așa cum cunoaștem, avem noțiuni despre celelalte organe, despre inima noastră, despre plămân, despre ficat. Adică știm lucruri, acestea sunt, nu știu, brațele mele, nasul, ochii. Da. Da? Am o zonă, da, care e despre sexualitatea mea. Am niște organe care mă ajută și care, mai mult decât atât, îmi provoacă plăcere. Și de ce să ne privăm? Ce nu e nimic rău, de nu? Ce să ne privăm de această plăcere? Dacă am fost construiți în acest fel, de ce să ne privăm de ea? Cineva zice că este foarte interesantă această discuție, ar trebui o copie și să ascultăm aceste sfaturi. Sunt oameni care abia așteaptă pentru că îi simt odată. Sunt mulți oameni care poate e mai accesibil să asculte un podcast, o discuție liberă despre sex, pentru că în același timp mulți poate nu-și permit să meargă la ore de psihoterapie sau n-au timp sau nu le e rușine și atunci aici pot să-și pună căștile în urechi, să stea acasă și sunt să urmărească. Da, și să urmărească și pot să trimită și întrebări pe chat, ceea ce nu face decât să ne bucure, pentru că practic multe întrebări vin de la oameni care au nevoie de sfaturile psihoterapeutului. Și este bine să vorbim despre ceea ce interesează pe oameni. Uite, ce interesează pe oameni. Ce înseamnă un act sexual reușit? Wow, da. Un act sexual reușit este acel act sexual în care ambii parteneri se bucură de orgasm. Proporția e... Și nu este doar despre destinație, da? Despre orgasm în sine, este și despre călătorie. Știi? De asta nu sună ca în carte? Cam? Ca în carte, ca într-o carte? Nu. Eu ți-o explic imediat te de rog. Ce. Hai că suntem pregătiți aici. În momentul în care începem o partidă de sex cu gândul că vreau să am un orgasm, trebuie să am un orgasm, trebuie să termin, să bochez și după aia să-mi văd de treburi, înseamnă că ceva nu este în regulă cu relația noastră. În momentul în care îmi spun, abia aștept să mă unesc cu partenerul meu, abia aștept să-l simt sau să o simt, să fim împreună, să ne bucurăm unul de celălalt, de corpurile noastre și de plăcerea pe care ne oferă corpul celuilalt și corpul meu în egală măsură, atunci putem să vorbim despre un act sexual reușit, despre o relație sexuală împlinită. De ce femeile ajung mai greu la orgasm decât bărbații? Au nevoie de mai mult timp, pentru că așa funcționează și corpul nostru așa este construit. Bărbatul a fost, de-a lungul istoriei lui, el a fost obișnuit să fie așa într-o alergătură, să ajungă repede, să rezolve repede, să prindă prada repede pentru că trebuie să o ducă acasă, să facă lucrurile repede. Și atunci, din punct de vedere fiziologic, așa s-a dezvoltat inclusiv în plan sexual. Uite, întreba cineva și mi s-a părut o întrebare foarte bună, dacă faptul că un bărbat ejaculează înseamnă neapărat că a ajuns și la orgasm? Da, dar el poate să ajungă la orgasm și fără să ejaculeze. Trebuie să te rugăm, explică-ne. Okay. Vrem să ne luminezi. Uite, întreabă cineva unde te poate găsi pe Instagram, Oana Nicolau, psihoterapeut, și acolo presupun că poți să afle oamenii mult mai multe detalii. Sigur că da, și sunt informații pe care le tot așez acolo pe diverse teme ale relației de cuplu. Da, deci cum spuneam, un bărbat poate să aibă orgasm și fără să ejaculeze, dar dacă a ejaculat înseamnă că el are orgasm. Există acele pulsiuni de care vorbeam mai devreme, care pot genera un soi de plăcere asemănătoare cu plăcerea orgasmică. Și dacă bărbatul exersează, el poate să amâne această ejaculare, poate chiar pe parcursul a mai multor zile, iar la final, când își dă voie să și ejaculeze, va avea și se va bucura de un orgasm cu adevărat exploziv. Adică începe lunea, de exemplu, și zice... Și termină vinerea. Și termină vinerea, nu? Da. Citeam la un moment dat despre un bărbat care a făcut un astfel de exercițiu și a avut relații sexuale zi de zi timp de o lună. Da. Și abia după o lună și-a dat voie să ejaculeze. Păi și cât țineau relațiile astea sexuale? Nu, acte sexuale. Actele sexuale, care le aveam fiecare zi.
a învățat să se antreneze, da, să amâne și să el îi oferea satisfacție și îi oferea plăcere partenerei. Dar însă el de fiecare dată când se apropia de ejaculare, el de fapt se bucura de aceste mini-orgasme, iar la final, după această lună, și-a dat voie să se ejaculeze și s-a bucurat de un orgasm pe care l-a denumit ca fiind ceva greu de explicat, ceva exploziv, flacăra ceva olimpică. Super, wow, da, da. Cineva spune dacă e ok sexul înainte de căsătorie și să știi că sunt întrebări pe care le regăsesc din toate aceste podcasturi de educație sexuală și oamenii, unii sunt noi, unii sunt mereu curioși de aceleași lucruri, poate pentru alții care ne urmăresc de ceva timp li se pare că ne repetăm, dar mie mi se pare de asemenea interesant răspunsurile pentru că vin de la persoane total diferite. Depinde foarte mult dacă este în regulă sau nu sexul înainte de căsătorie, depinde foarte mult de convingerile pe care le au partenerii. Pentru că dacă au niște convingeri religioase foarte puternice, pentru ei nu este ok să facă sex înainte de căsătorie. Dar dacă au fost crescuți într-un mod mai puțin religios, într-un mod mai libertin, atunci, da, recomand să se bucure și de această experiență sexuală înainte de căsătorie. Pentru că pot regla anumite, anumite diferențe pe care le au, astfel încât în momentul în care își începe viața de oameni căsătoriți, să nu se mai confrunte și cu această problemă. Pentru că oricum apar dificultăți după căsătorie în etapa aceasta și e bine să eliminăm pe cât putem din ele. Să știi că te luăm cu întrebările din toate zonele, așa, suntem aproape 500 de oameni live pe chat aici, pe canalul de YouTube Singuri Acasă, Acasă la Măruță și emisiunea Singuri Acasă. Vrei o cafea? E bine seara, vrei o cafea? Făcea în spate Ciucăsen că vrea o cafea. Vrem și noi și avem un espresor, sunt prietenii noștri de la DeLonghi. Faine că poți să stai cu partenera în pat și să-ți comanzi cafea pe a doua zi dimineața direct din telefon. Totul e cu tehnologie. Serios? În ziua de azi, da? Wow! Și poate să fie foarte, cum să zic, incitant. Soțul meu ne urmărește. Am înțeles. DeLonghi se numește espresorul. DeLonghi se numește espresorul și se poate comanda din telefon. Și face reclamă Brad Pitt. Wow, da. Am vrut să zicem la ce nivel am ajuns. Adică dacă cauți DeLonghi, noi și Brad Pitt folosim DeLonghi și prietenii noștri care ne urmăresc. Chiar duminică avem un super podcast cu un invitat care ne spunea, băi, ăsta l-am și eu acasă. Mă rog, un invitat care a stat foarte mult prin străinătate, dar nu spune nimic deocamdată despre povestea asta. Asta se va întâmpla duminică când lansăm podcasturile noastre clasice de la ora 19. Până atunci, revenim la oamenii noștri. Cineva ne spune, Bogdan, bravo Cătălin, super emisiune. Oamenii încep ușor să zică, ok, vorbim despre educație sexuală, haide că este bine. Altcineva zice, am o fetiță de 7 ani și mereu am auzit că trebuie să vorbim cu copiii despre sex pe limbajul lor. Ceva mai corect, vă rog. Cum să începem o discuție și ce anume trebuie să îi informăm pe copii? Întreabă Larisa. Da. În primul rând, nu trebuie să inițiem noi o discuție pe temă sexuală cu copiii. Trebuie să așteptăm să vină copiii cu întrebări. Nu trebuie să ne așezăm undeva și să le povestim lucruri. În momentul în care ei vin și întreabă, atunci să stăm și să răspundem, să nu evităm sub nicio formă și să găsim, sigur, limbajul acela în funcție de vârsta copilului, de felul în care ne cunoaștem și de felul în care interacționăm în mod obișnuit cu copilul. Nu să inventăm acum tot felul de povești care pentru copil ar putea să devină, nu știu, poate chiar incomode. La un moment dat, chiar doctorul Mihail spunea în felul următor, dacă copilul te întreabă despre organele sexuale, să le spui exact pe nume, pentru că niciodată la ochi nu-i spui roșioară, la nas, nu știu, smochină și așa mai departe. Și tu, că noi cum e? Ca castraveciorul, ia uite, cuculețul, nu? Și nu, trebuie să le spui pe nume, că așa e sănătos din punct de vedere medical. Da, evident. Corect? Evident. Trebuie să le spunem lucrurilor pe nume și să, repet, să ne adaptăm limbajul pe care noi îl folosim în mod uzual cu copilul. Deci le răspundem întrebărilor, nu mergem noi să inițiem vreo discuție, pentru că asta s-ar putea să-i
să-i facă pe copii să se simtă incomod, să se jeneze, să nu înțeleagă, dar de ce vii Dar nici să-mi nu trebuie spui? evitate discuțiile În acestea. niciun fel nu trebuie evitate, da. Perfect. Mergem mai departe. Ciucă, ți-ai luat cafeaua? E ok. Nu, bântuia Ciucă prin spate de aici și-a luat cafeaua, omul e pregătit. Mai facem încă una, bravo. Uite, e cineva aici, avem un pacient, dacă pot să spun, ne urmărește de fiecare dată joia, are și el podcasturile lui, se numește Radu Țibulcă și el spune că îi se întâmplă uneori ce se întâmplă, ce trebuie să facă, că uite, cum facem să nu mai adormim în timpul sexului. În timpul Da, sexului. da. E un caz mai special, ți-am zis, Radu Țibulcă are și el podcast, puteți să-l căutați pe YouTube. Dar Și ți se întâmplă și ție ciucă, te bun? odată. Adică făceai sex și ai adormit în timpul sexului? Da, Doamne, nu, nu, nu. iartă-ne, Oana! Nu. Deci, Țibulcă nu e singurul, poate mai sunt și bărbați care au s-au adormit în timpul sexului. Înseamnă că este foarte, foarte plictisitor ce se întâmplă acolo. El e plictisitor Nu, sau... ce se întâmplă acolo, actul sexual, uniunea aceea sexuală, este foarte plictisitoare. Înseamnă că nu se întâmplă nimic incitant. Nu, noi Da. cum să adorm dacă ceva te incită, dacă ceva te provoacă? Pentru că în timpul sexului, Da. presupunem că penisul este în stare rectă, da? Da. Deci el este tras. Și atunci nu avem cum să adormim, doar dacă, repet, se întâmplă ceva extrem de plictisitor. Și atunci ar trebui să lucreze la relație și să vadă ce îmbunătățiri poate aduce relații pentru ca ea să fie una incitantă, pasională, plină de, nu știu, jovialitate. Radu, sperăm că e de folos răspunsul. Și pentru Ciucă, uite, Ciucă e al doilea caz. Pe bune. Și ce, și tu, Țucu? Iartă-mă, Oana, nu știam că toți oamenii din echipă au probleme. Cum ați adormit în timpul sexului? Odată. Și tu, pozaj? Mă rog, el încă n-a După făcut. ce după El Da, e mai tânăr și de asta. dar să nu se sperie Nu, acum, dar știi? da, Deci adică... să nu crezi că e o normalitate asta cu a dormit în timpul sexului, da? Deci nu. Deci Să nu, nu e ca eu model. prima dată am luat-o ca o glumă, dar se pare că e o problemă serioasă, mai întâmpină și mulți oameni care ne urmăresc. Am mai auzit de femei care au Uite, adormit. Țibulcă zice ideea că m-am trezit și în timpul sexului. Mă rog, Bine, el e un pic... acum eu mă întreb dacă a consumat ceva, Da. nu El știu, are și el, vinde o dulciuri, poveste, nu? vinuri, Are podcastul ceva, lui. da. E un prieten de-al nostru și ne Da, bucurăm da, să da, spunem, da. face niște podcasturi pe YouTube, chiar foarte, foarte faine și el. E un concurent Am și auzit el. de bărbați care dormeau și s-au trezit în timpul unei Violați? partide de sex. Nu violați, dar nu era. Da. Nu? Noaptea. Știu că tu ești în toate cazurile implicat. Nu ți s-a întâmplat? Ce anume? Da. Foarte frumos. Bun, mergem mai departe. Băiatul meu de 10 ani nu m-a întrebat niciodată despre sex, dar l-am auzit vorbind cu un văr despre asta. Era curios. Nici atunci nu trebuie să deschizi subiectul. Ba Dacă da, l-auzi pe copilul ba tău, da. vorbește cu altcineva. Dar de tine, părinte, e Da, rușine, știi? înseamnă că se întâmplă ceva acolo, ceva care îl face pe copil să aibă această reținere în a vorbi despre sex, dar dacă a auzit o conversație, poate să abordeze discuția în felul acesta. Uite, eram acolo, n-am vrut să trag cu urechea, dar am auzit că vorbeai despre asta, despre ce vorbeau. Și dacă ai ceva întrebări, dacă ai curiozități, sunt deschisă să îți răspund și e ok. Deci, sper că am lămurit acest lucru și pentru oamenii care ne trimit mesaje, cineva zice, puteți vorbi despre cauzele fricii de a începe viața sexuală? Precizez vârsta 20 plus. E o fată, Eliza. Da. E teamă să înceapă viața sexuală. Este important de știut. Acum, dacă ar fi să o am așa în fața mea în cabinet, aș întreba-o despre felul în care a crescut, despre familia ei, despre lucrurile pe care le-a auzit, nu neapărat că i-au fost spuse, dar pe care le-a auzit în familie legate de sex.
Dacă au fost anumite îndemnuri pe care le-a primit, să ai grijă, bărbații sunt niște nenorociți, vor mai să facă sex cu tine, să te măriți virgină, să nu profite de tine, nu știu, lucruri de genul ăsta. Adică foarte multe vin din familie. Da, exact. Adică ea a crescut cu niște, și s-au dezvoltat în ea niște convingeri care, așa, dacă ar fi să le punem într-un bol, mesajul lor ar fi sexul este periculos. Și de aici această frică pe care ea o simtă. Păi ar putea să facă o vizită la un psihoterapeut, să discute despre aceste convingeri. Ar putea ea, uite acum, ca un prim pas înainte să ajungă la un psihoterapeut, să facă o listă cu lucrurile astea pe care le-a auzit în familia ei, pe care le-a învățat sau poate chiar pe care le-a văzut, nu neapărat că a văzut un act sexual, da, dar a văzut, nu știu, cum era relația între mama și tata, cum își manifestau afecțiunea. Ideea e în felul următor, că oamenii care ne urmăresc află foarte multe lucruri interesante care poate li se potrivesc sau nu relației, dar nu e nicio rușine să te duci la un psihoterapeut. Nu e nicio rușine, nu înseamnă că ai o problemă, dimpotrivă te poate ajuta să îți continui viața de cuplu fericit și să viața pe care o începi. În primul rând, terapia îți aduce claritate, îți aduce înțelegere. Pentru că oamenii care se află în situații, nu știu, conflictuale, poate nu la modul că se ceartă tot timpul foarte rău sau se bat, dar nu sunt închegați, nu sunt conectați ca și cuplu. Pentru oamenii aceștia, terapia este o clarificare, o înțelegere a nevoilor celuilalt și a propriilor nevoi. Și mai departe, terapia ajută la găsirea unor soluții pe care cei doi să le poată aplica, da, practic, astfel încât să se bucure amândoi de relația lor și să fie amândoi fericiți acolo. Oana, o întrebare, de exemplu, ce e de făcut dacă actul sexual e perfect, dar în viața de zi cu zi nu reușim să ne înțelegem? În 2 ani de relație ne-am despărțit de enorm. Și probabil întâlnești de multe ori discuția asta și în cabinetele tale la psihoterapie. Da, o aud destul de des, ne certăm, nu ne înțelegem, dar din punct de vedere sexual suntem foarte bine. Și după ce începem să vorbim așa preț de 2-3 ședințe, ajungem la concluzia că nu e chiar atât de bine, așa de perfectă viața sexuală, așa cum ne imaginam. Pentru că e foarte posibil ca unul dintre parteneri să aibă impresia că este perfect totul, pentru el e bine sau pentru ea e tot ok, dar celălalt s-ar putea să nu fie atât de mulțumit. Și nemulțumirea asta se vede în dinamica lor din afara dormitorului. Deci trebuie evaluat dacă este bine, atât de bine și atât de perfect, cum spune, pentru și pentru el sau pentru ea și pentru partener. Mergem și la alte întrebări și avem așa structurate mai multe. Poate funcționa o relație fără sex, întreabă cineva? Da. Poate funcționa o relație și fără sex, dar nu înseamnă neapărat că cei doi sunt fericiți, mulțumiți, împliniți, dar ei pot funcționa într-o relație ca doi frați, ca doi prieteni, ca doi colegi de apartament, se pot înțelege foarte bine pe anumite task-uri pe care le au, pe anumite domenii ale vieții lor, dar asta nu înseamnă că undeva în ei nu adună niște nemulțumiri care, da, se transformă în frustrări și mai departe. Suntem aproape 600 de oameni pe chat și încep să vină și întrebările un pic mai dificile. Sper să poți să... Sunt pregătită. Ești pregătită. Una dintre întrebări a fost Măruță. Te rog, dacă ai curaj, întreabă pe Oana și am zis să nu avem curaj. Aici suntem toți prieteni și vorbim orice. Dacă mărimea contează. Ha, și a zis să întrebăm, da. Contează? Nu, nu. Ai zis da, adică... Mulțumesc pentru întrebare. Da. Mărimea nu contează. Și asta spune un psihoterapeut și o femeie. Ceea ce poate să conteze într-o măsură mai mică, poate să conteze grosimea penisului. Nu atât lungimea lui, cât grosimea. Să știi că în luptele astea, luptele episod de educație sexuală, e prima dată când auzim povestea asta. Până acum am stat toți liniștiți că ni s-a spus că nu contează. N-am avut nicio... Nici an, deci și domnul Cristian Andrei ne-a spus, nu? Ne-a zis parcă și el ceva de... Da, nu știu, deci... Contează cum se mișcă, așa. Da, da, contează. Bravo, cum se mișcă, Alexa, dar da, în anumite, din anumite puncte de vedere, într-un anumit procentaj, contează grosimea. De ce? Vă explic imediat. Pentru că satisfacția femeii, orgasmul,
Este de un singur fel, dar au tot fost tot felul de controverse și o să fac o paranteză mai încolo să vă explic de unde vine povestea asta falsă. Dar acum lucrurile sunt foarte clare, de pe la începutul anilor 2000. Orgasmul este de un singur fel, este orgasm clitoridian. Clitorisul este cel care este organul a cărui unică responsabilitate în corpul nostru este să ofere plăcere. Da. Clitorisul, poți să arăt poze? Putem, da, putem să-și arătăm poze, era bine să le puneam și pe ecran, dar haide să răspundem așa în mare și încercăm după aia să le arătăm. Ok, ok, bun. Bun. Deci, clitorisul este cel care trebuie stimulat în timpul actului sexual și el se află cumva, el îmbracă zona vaginului. Da. Și atunci de asta spun că uneori grosimea contează, contează ca penisul să se frece de zona de vagin, astfel încât să poată să frece și să trimită impulsuri către clitoris. Și acum întrebarea e, dacă nu e, ce facem? Nu e gros, adică? Dacă nu e gros, există metode, sigur că da. Clitorisul are un orificiu la exterior care poate fi stimulat și care produce orgasmul. Orgasm. Exact. Vorbim despre toate lucrurile astea. Stai că mai aveam, ți-am zis că sunt întrebările alea hard. Cum îți convingi? Și mai este, am o întrebare. Acum nu știu dacă cel care a întrebat, dacă are el o problemă cu asta sau partenera se plânge de asta. Păi nu, era un bărbat care a întrebat dacă mărimea contează. Păi da, și asta e o întrebare pe care, în general, bărbații o au. Da, da, da. O întrebare pe care auzi de foarte multe ori. Contează mărimea? Da, da, da. Dar, și spui că contează grosimea. Da, pentru grosimea. Că contează mai degrabă grosimea, nu întotdeauna, dar mai degrabă la grosime ar trebui să fie atenți bărbații și nu la lungime. Adică când își cumpără ceva, să fie atenți cum se îmbracă, da? Exact, exact. Perfect, exact. Vorbim pe singuri, acasă, pe YouTube, educație sexuală cu Ana Nicolau, psihoterapeut, live și pe chat. Iar următoarea întrebare, care este foarte hard, exact cum ți-am spus, cum îți convingi partenera să facă sex oral? Da. De ce? E o întrebare grea? Nu. Mai primești când vin cupluri la psihoterapie? Măi, în materie de sex, orice este permis, orice facem este permis, orice fantezie pe care o avem este permisă atâta timp cât ambii parteneri își dau acordul. Dacă el își dorește sex oral și partenerul nu își dorește să facă asta, trebuie să afle motivul. Poate are niște convingeri religioase, poate are niște convingeri, poate are niște experiențe neplăcute în legătură cu sexul oral. Da. Trebuie să afle ce anume o face pe ea să refuze. Atât. Și invers? Și invers? Adică cum îl convingi pe el să facă sex oral? În același mod. Adică, e important pentru o femeie ca un bărbat să facă sex oral? Eu citesc din mesajele de pe chat. Este important în măsura în care pentru femeie este plăcut și dacă știe cum să facă asta, devine plăcut pentru ea. Este o carte genială, scrisă de Jan Kerner, She Comes First. E și tradusă în română cum să-ți satisfaci o femeie. Are o traducere foarte bună. Editura apare la 45, dacă nu mă înșel. Ne place la emisiunea asta să avem și parte de carte, recomandări. Da, este o carte. Deci cum se numește? Cum să satisfaci o femeie. Este o carte foarte bună pentru că, pe lângă faptul că explică tehnic cum să aplici anumite metode de pentru satisfacția femeii, are și poze, are și ilustrații, deci este o carte educativă pe care chiar o recomand. Și plus că vorbește și despre beneficiile sexului oral, sexului de toate felurile. Care ar fi primele trei beneficii? Păi creșterea excitației, uneori orgasmul, dacă el, uite, dacă vorbim despre un bărbat care are un penis cu dimensiuni reduse sau cu o grosime sau un penis care nu este compatibil cu vaginul femeii, atunci el poate să o satisfacă prin sexul oral.
Am ajuns la 700 de oameni prezenți aici și Radu Țibulcă revine. Dacă nu e gros, e groasă. Ceea ce asta a înțeles din discuție. Ți-am zis, el e un băiat foarte perspicace, să știi. Poate să folosească degetele. Uite, în aceeași carte există și ilustrații și explicații pe tema asta. Poate să folosească degetele, să folosească limba, să stimuleze clitorisul la exterior pentru a îi oferi partenerei. Sunt și genul ăsta de întrebări de la oameni, dar ce facem dacă e prea mare? Tot da. Aduți bulgă, întreabă, e puțin de busolat. Ce înseamnă mare și ce înseamnă mică la un bărbat? Știi. Poți să ne zici în... Nu, adică, chiar nu pot, adică, sincer, chiar nu pot. Nu, mă rog, există un standard. Nu, bărbați aici, nu, există un standard. Nu, la modă există un standard... Atât, erau la un moment dat studiile acelea, europeni așa... Da, nu. Este exact despre ce spuneam mai devreme, este vorba despre compatibilitatea dintre penisul bărbatului și vaginul femeii. Despre asta este vorba. Și să știi că temerea femeilor, s-au făcut studii pe partea asta, temerea femeilor nu este de faptul că ar putea avea un partener cu un penis mic, ci că ar putea avea un partener cu un penis prea mare, care le-ar putea răni. Interesant. Deci, ne-a dat doamna Mariana un răspuns când penis... a zis recomandat o carte. A zis, fără supărare, dacă câți bărbați mai citesc în ziua de azi. Doamna Mariana are cartea și poze, adică totuși, bazați-vă pe treaba asta, că avem și poze. Uite, Laura trimite un mesaj foarte interesant, ți-a zis că facem așa un ping-pong între toate mesajele. Dacă n-am răspuns la întrebare. Dacă este prea mare, da, penisul, că asta era întrebarea, ce facem când este prea mare? Partenerul trebuie să aibă grijă să nu introducă penisul, tot penisul în vaginul femeii în timpul actului sexual. Da? Să-l introducă atât cât se simte ea confortabil. Am înțeles. Te-am întrebat de povestea asta pentru că întotdeauna erau oameni care întrebau, dar ce înseamnă o dimensiune normală, știi? Și există tot felul de studii medicale care îți arată ce înseamnă normalitatea asta sau nu. Da, dar știi cum e, normalitatea e relativă. E vorba despre compatibilitate, despre felul în care se... Da. Am o întrebare foarte interesantă. Laura zice, băiatul meu de 12 ani învață la școală de câteva luni educație sexuală. Am încercat să vorbesc cu el despre asta acasă și a început să plângă pe motiv că este rușine. Ce e de făcut? Este rușine? Dar a spus de ce? Ce anume îl rușinează? Oare? Nu, pur și simplu, cred că când a auzit a început să plângă și a fost rușine, cu toate că la școală a început orele de educație sexuală. Poate abordarea, felul în care, poate, nu știu, entuziasmul mamei că uite faceți asta, se întâmplă și hai să povestim, poate a fost prea mult pentru el, poate a simțit-o intruzivă. Îi recomand să lase puțin lucrurile să așeze, să nu mai aborteze subiectul și după un timp, după câteva zile să poate, mă gândeam, iartă-mă că te întreb, că a făcut colegii mișto de la școală sau ceva, știi? Asta trebuie asta investigat dacă s-a întâmplat ceva și să-l asigure că este acolo dacă vrea să vorbească cu ea, că l-a văzut că a avut reacția asta, că l-a văzut că nu se simte ok și își dorește să-l ajute. Și dar să lase lucrurile un pic să se așeze și din când în când, nu știu, o dată pe săptămână să deschidă subiectul cu o frază, două, ok, sunt aici, dacă vrei să vorbim, aș vrea să știu ce anume te face să te rușinezi, dar nu intruziv, foarte la suprafață, pentru că ușor, ușor el se va deschide și ar putea să-i povestească o experiență proprie. Uite, și eu când eram mică am auzit ceva și nu m-am simțit confortabil sau mama mea sau am vrut să o întreb pe mama și nu mi-a spus, pentru că în momentul în care noi le povestim copiilor despre experiențele noastre, capătă ei, încredere. Da, și își dau seama, deci e ok, e normal, nu e ceva în neregulă cu mine, uite, s-a întâmplat și la mama sau la tata. Da. Și atunci încep să fie mai deschiși. Să nu uităm că principala zona erogenă a unei femei este mintea, așa că dincolo de mărim, stimularea minții e extrem de importantă, zice cineva. Ne-a dat un mesaj, ne completează aici la discuțiile noastre. Da, stimularea minții este importantă, da. Cum îți dai seama că partenerul tău este mulțumit de performanța ta sexuală în pat? E o întrebare pe care am mai regăsit-o și în alte podcasturi. Îl întrebi? Te întrebi? Îl întrebi dacă... Cum este pentru el viața sexuală? Cum se simte? Cum o simte? Păi și poți să vrei să îi spui, ai fost praf. Ok, hai să vedem ce putem să schimbăm.
Ce da. Anume din ce, de asta zic, din ce s-a întâmplat nu a fost pe placul tău? Ce ți-ai fi dorit să întâmple? Adică e bine să întrebi lucrurile astea și să vorbești despre ele, nu? Da, întotdeauna, pentru că altfel noi nu avem cum să ne cunoaștem. Uite, știi, doi oameni se întâlnesc, încep să își povestească lucruri, poveștile lor de viață, ce îmi place, ce nu-mi place, îmi place, nu știu, îmi plac filmele alea, îmi place muzica aia, îmi place mâncarea. La fel e și din punct de vedere sexual. Îmi place asta, nu-mi place asta, pentru că trebuie să ne cunoaștem. Okay, asta e despre ce-ți place și ce nu-ți place, dar cum știi dacă ai fost bun sau n-ai fost bun într-o partidă? Păi, în primul rând, ar trebui să-mi dau seama din felul în care reacționează partenerul, dacă ceva n-a fost în regulă, să-l simt sau să o simt, nu știu, că nu e satisfăcută, că și-ar fi dorit mai mult, și pornind de aici să vorbesc. Ok, uite, cum a fost astăzi? Cum te-ai simțit? A, nu, bine, a fost foarte bine. Da, știi, te-am simțit așa, adică păreai că n-a fost totuși atât de bine. Aș vrea să vorbim despre asta. Uite, povestea, întreba cineva când ar trebui să discutăm despre analize cu partenerul. Când începe o relație, e bine să-i spui, știi ce, haide să mergem, să ne facem analizele ca să știm că începem o viață sexuală corectă. E bine de abordat subiectul ăsta în cuplu? Da, este foarte bine, mai ales... Nu faci pe celălalt să simtă prost? Dacă îl faci să simtă prost, o să-i treacă, știi cum? Dacă e soi bun, o să-i treacă. Adică, e... Da, este foarte bine, este sănătos, pentru că rezultatele acelor analize dau un plus de încredere, de siguranță, și atunci eu o să mă simt liberă să fiu cu tine așa cum simt, să fiu autentică altfel. O să stau tot timpul cu gândul, cu teama, dacă are o boală, dacă o să se rupă prezervativul, dacă nu și l-a pus bine, dacă cu cine a mai umblat, ce a mai făcut, ce s-a întâmplat acolo. Lucruri care mă blochează în a mă bucura pe deplin de actul nostru sexual. Deci e bine, înainte de a te de a începe o relație, să fii foarte deschis, să mergi cu partenera, să faci tot aceste de analize. Tot setul de analize. Nu e nicio problemă. Nu, este foarte bine. Cineva spunea compromisuri în pat de dragul partenerului, da sau nu, și spunea că femeile pot să facă cel mai ușor lucru ăsta, pentru că nu e foarte dificil să facă un act sexual. Da, chiar dacă, na, la bărbat e mai greu, pentru că trebuie să aibă erecție, că dacă nu merge, nu merge. Da. Și spunea compromisurile în pat de dragul partenerului, da sau nu? Nu, niciodată compromis. Stai un pic că ne auzim. Niciodată? Niciodată compromis. Compromisul niciodată, niciodată în ceea ce privește relația de cuplu, niciodată. Nu trebuie să facem compromis. Ceea ce putem să facem este să vorbim și să reușim să negociem. Adică în loc de compromis, negociem. Eu vreau asta, mie îmi place asta, eu îmi doresc asta, pentru mine e ok asta, hai să vedem cum este și pentru tine și hai să vedem cum ajungem la un numitor comun, adică la acel lucru care ne împlinește pe amândoi. Așa, de dragul partenerului să-mi imesc că am un orgasm, nu știu cu ce mă ajută asta. Mă ajută ce? Că îi dau lui impresia că m-a satisfăcut și satisfacția mea îi crește lui ego-ul masculin și... Ok, și cu mine ce se întâmplă? Pentru că, până la urmă, este o lipsă de respect față de propriul meu corp de femeie, care este perfect capabil să se bucure de plăcerea aceasta orgasmică. Și dacă eu mă păcălesc singură. Lidia întreabă, bună, soțul meu vrea în fiecare zi să facem dragoste. E ceva normal? Minunat. E foarte frumos. Păi săraca poate nu vrea ea? Cred că de asta a întrebat, i-a întrebat, domnule, normal? Vrea în fiecare seară? Mă întreb de ce nu vrea ea în fiecare zi. Păi nu e obositor? Adică... Sexul? Sexul ne relaxează. Nu știu, nu doare capul? Sexul... Nu? Păi tocmai dacă o doare capul să facă sex. E bine și medical, adică în fiecare seară? Dar nu neapărat seara. De ce seara? Eu am citit aici mesajul. În fiecare zi atunci. Nu, mesajul era în fiecare zi. Bună ziua. Da. Bună, soțul meu vrea în fiecare zi să facem dragoste. Da, ok. Înțeleg că acolo soțul își dorește mai des decât își dorește ea. Da. Să discute și să găsească o variantă de mijloc. Dacă soțul își dorește de fiecare zi, iar ea își dorește o dată pe săptămână, să găsească o formulă prin care, nu știu, amândoi să
agreze un număr de 3 partide de sex pe săptămână. E în regulă să vorbească. S-ar putea, ok, acum râdem, glumim, știi, dar s-ar putea să fie prea mult, s-ar putea să nu aibă disponibilitate, s-ar putea să aibă multe treburi și stres care să nu o lase să se gândească atât de mult la sex precum o face soțul, pentru că bărbații se gândesc tot timpul la sex. Mai mult decât femeile? Da, mai mult decât femeile. Da. Cercetătorii britanici au zis asta? Toți cercetătorii au spus asta. Deci femeile se gândesc mai puțin decât bărbații la sex? Da, pentru că creierul femeii este structurat pe modelul de multitasking. Da? Noi, acum eu vorbesc cu tine, dar cumva în mintea mea am și gândul că, uite, la ora asta copiii mei se culcă, ok, Ciucă și-a făcut o cafea, mâine am nu știu ce treabă, dar eu sunt aici cu tine și avem această conversație. Și noi bărbații suntem la fel. Voi bărbații gândiți pe acțiunea pe care o faceți în momentul acela. Păi și eu mă gândesc acum copiii mei. Acum că am spus eu. Acum că am spus eu, că altfel nu te gândeai la asta. Înseamnă că noi suntem mult mai prezenți și mult mai atenți la ce spuneți voi. Nu înseamnă că sunteți mai prezenți. Așa mai implicați. Așa este construit creierul nostru. Dar nu înseamnă că noi suntem mai puțin implicate. Și noi nu avem nicio problemă. Întotdeauna problema e la voi. Asta e, așa e. Asta vreau să ajungem și aici. Suntem aproape 800 de oameni, uite chiar acum 801 pe chat și ne bucurăm foarte mult. Haide că ajungem la 1000 de oameni în live-ul din această seară. Întrebare, sunt foarte multe întrebări de la oameni și mă bucur și sunt oameni care vorbim despre relații sexuale, despre educație sexuală, despre dezinhibiții, dacă putem să-i spunem așa. Cineva zice, ce fac dacă partenerul nu e la fel de deschis la tot felul de lucruri pe care vreau să le facem din punct de vedere sexual? E foarte bună întrebarea asta, pentru că, uite, putem să vorbim acum despre distinția dintre dorință și fantezie. Este o diferență. Îmi doresc lucruri din punct de vedere sexual. Numai o secundă. Ciucă, te rog, Octavian, să ridici volumul. Că nu se aude. Ridică volumul, Ciucă, așa. Da, deci dorința sexuală, adică lucrurile pe care îmi doresc să le facem împreună, da? Din punct de vedere sexual, pe care este important să le exprim, aceste dorințe, că altfel partenerul nu are de unde să ghicească ce vreau. Lucru care poate să devină foarte incitant pentru partener și să-i trezească acea disponibilitate în materie de sex, în momentul în care îi vorbesc despre ce mi-ar plăcea, ce mi-aș dori să facă și să facem împreună. Și fanteziile sexuale sunt acelea pe care le am în capul meu, dar pe care nu trebuie neapărat să le pun în cuvinte. Le am în cap, poate că pe unele pot să le verbalizez. Da, nu știu, mi-aș dori să avem o experiență de 3 și vin și îți spun lucrul ăsta, dacă noi avem un canal de comunicare care să-mi permită să transmit informația într-un fel în care tu să nu o primești negativ. Adică pe principiu nu-i suficient, mai ne trebuie cineva? Nu, adică asta e informația să nu priceapă greșit. Exact. Sau alt fel de fantezii pe care le păstrez în mintea mea și pe care le folosesc în momentul în care mă satisfac singură sau singur. Deci nu trebuie să le aducem neapărat, dar bărbații sunt receptivi la dialogul acesta sexual, trebuie doar să vorbim și să găsim calea de a-i transmite niște mesaje erotice. Ioana spune că... Ca e așa sau nu? Ioana spune ca să-și revigoreze relația a introdus câteva mici jucării, partenerul fiind de acord, dar actul sexual este încă rar. Cum se poate recăpăta apetitul în această situație? Schimbă poate... jucăriile, nu știu. Poate nu are o deschidere partenerul a introduce aceste jucării în viața lor sexuală. Da, poate nu-i plac jucăriile. Sau poate partenerul are o perioadă, nu știu, în care este mai stresat, mai preocupat de alte lucruri și această lipsă a lui să nu aibă legătură cu ea și cu relația lor sexuală, ci cu niște probleme sau situații cu care se confruntă el în plan personal. E normal să mergi dezbrăcată prin casă?
Da, dacă nu sunt copii pe acolo sau alți oameni și... Da, este, poate să fie foarte incitant dacă sunt doar ei doi în casă. Sau mai bine este, să nu fii dezbrăcată prin poate casă, să crezi mister. Poate să fie un joc, un joc al lor, un joc pe care să-l aducă în, în cuplul lor. Cu lumina stinsă sau lumina aprinsă? Cu lumina aprinsă întotdeauna. Întotdeauna? Da. Să ne vedem, să, să vedem, să nu ne căutăm. Deci nu-i mai incitant, poate să nu vezi. Cum? Adică nu-i mai incitant să descoperi așa, știi, semi-lumină, obscur. O lumânare aprinsă, știi, mai... A, bine, nu, lumina, da, nu mă gândeam la reflectoare acum, mă gândeam la un cadru în care să ne putem vedea. Da, cineva a plecat întrebarea asta pentru că cineva a zis, mi-e rușine să stau dezbrăcat în fața partenerului meu. Uh-huh. Și de aici a zis, mi-e rușine să fac dragoste cu el, cu lumina aprinsă. Pentru că este rușine de propriul corp și atunci are nevoie să își exploreze corpul în, în intimitatea ei, da. Să exploreze corpul pentru a-l cunoaște, să se vadă, poate să folosească o oglindă în care să se privească și să facă niște exerciții de acomodare a ei cu ea. Pentru că despre asta este vorba, mi-e rușine să mă vezi, pentru că de fapt mie, da, mi-e rușine de mine, mi-e rușine de cum sunt, de ce sunt. Întreabă cineva cum să scap de obsesia sexuală. Pentru mine sexul este esențial într-o relație și tind să intru în relații toxice având această slăbiciune. În cazul meu mă gândesc la sex 24 din 24. O doamnă a trimis mesaj. Da. E nimfomană? Este foarte posibil să, să se confrunte cu o, o tulburare în zona aceasta. Îi recomand doamnei să consulte un psihoterapeut care probabil o va, îi va face o evaluare pentru a vedea mai departe care sunt pașii. Sunt lucruri care se rezolvă uneori cu medicație și cu ajutorul medicului psihiatru. Nu știu, da, nu cunosc detalii, dar de îi asta recomand zic, unele să... lucruri sunt de mers efectiv la un cabinet de psihoterapie, pur și simplu. Răspunsurile acestea nu înseamnă că îți dau rezolvarea final. Da, e posibil să existe un exces de hormoni, să existe niște dereglări pe fond hormonal sau alte. Exact. Da, adică... Întreabă cineva, uite, și David Dave spune că la el se aude încet... O să încercăm așa să facem să ne auzim peste tot cât mai bine. Întreabă cineva, te cunoaște probabil lumea de la Căsătoriți pe Nevăzute, da. De la show-ul de la ProTV, unde oamenii te văd acolo. Și e o întrebare care cred că are legătură oarecum și cu emisiunea și mi se pare foarte interesantă. Stai că am pierdut-o aici să o găsesc. Dacă poți să-ți dai seama că te potrivești sexual cu cineva fără să faci sex. Adică știi? Da. Putem afla dacă suntem putem afla dacă suntem compatibili sexual fără a face sex? Din discuțiile pe care le avem împreună, acelea de cunoaștere, de care vorbeam mai devreme, da, povestim despre ce ne place, ce nu ne place, ce am experimentat. Nu mă refer aici la a vorbi despre fostele experiențe sexuale, ci despre felul în care eu am simțit acele experiențe pe care le-am avut. Da, putem să ne facem o idee dacă, nu știu, ne plac aceleași lucruri, dacă există, nu știu, o deschidere către compatibilitate, dar sigur că actul în sine este cel care ne confirmă și această compatibilitate sexuală se poate educa. Nu este ceva care să ne facă să renunțăm la relație sau să ne, nu știu, să ne dezamăgească, pentru că putem să lucrăm împreună la a deveni compatibil din punct de vedere sexual. Prin discuții, prin explorare reciprocă. E o chestie care se poate îmbunătăți și exact cum spuneai tu ceva mai devreme, poate să facă ca o căsătorie, o relație, un cuplu să meargă mai departe. Da, și să se bucure chiar și la vârste mai înaintate de acte sexuale satisfăcătoare. Există efecte negative dacă faci sex de 2-3 ori pe zi? Avem oameni care sunt... Din punct de vedere medical nu cunosc să fie efecte negative. Din punct de vedere emoțional, psihic, nu, din nou, pentru că orgasmul ne ajută, da, prin eliberarea acelor hormoni, poate să devină o problemă dacă unul dintre parteneri își dorește această frecvență și celălalt nu. Întotdeauna când nu e compatibilitatea asta, atunci e problemă.
Când nu este compatibil, când nu există, da, această, da, compatibilitate. Întreabă cineva despre există persoane care nu se masturbează sau doar sunt persoane care nu recunosc? Nu, chiar există persoane care nu se masturbează din rușine, din felul în care au fost învățați că sexul nu e ok sau nu e ok să ne atingem în anumite zone. Și din păcate văd asta chiar și astăzi în vremurile pe care le trăim în acest an 2021, mame sau bunici care în momentul în care copilul se atinge, da, în zona genitală fără intenția de a face ceva, ia mâna de acolo, e rușine, nu pune mâna, nu e voie, și atunci sigur că acel copil va deveni un adult căruia îi va fi rușine să se atingă. Și da, nu se va masturba. Și e o problemă? Este o problemă sau devine o problemă pentru că masturbarea ne oferă cunoaștere. Ne învață despre ce ne place și despre cum reacționează corpul nostru la anumiți stimuli. Eu... vrei să mă întrebi? Da, vreau să zic că sunt persoane care zic că obișnuința de a se masturba îi fac să nu mai aibă nevoie de partener sau de parteneră. Putem să ducem masturbarea în pat împreună cu partenerul. Să facem asta. Poate să devină un joc sexual al cuplului nostru. Deci nu e nimic greșit. Nu este nimic greșit. Nu e niciunul dintre ei bolnav. Adică nu are probleme. Niciunul dintre ei bolnav și este foarte excitant. Și nu numai că este excitant, dar în momentul în care eu o văd pe partenera mea, eu, bărbatul, o văd pe partenera mea că se masturbează, că își provoacă plăcere, eu învăț despre ce anume îi provoacă ei plăcere. Văd unde se atinge, văd felul în care se atinge, văd felul în care își masează anumite zone, felul în care pune presiune pe anumite zone și învăț. Pentru ca mai târziu să pot să fac același lucru cu un efect garantat, acela că îi ofer plăcere. Și ferească Dumnezeu dacă se rupe relația, să ai experiență pentru următoarea relație. Și e valabil și pentru femei, în momentul în care văd pe partenerul meu că se masturbează, văd, nu știu, ce fel de atingeri, cum își masează penisul, cum îl atinge, cum face mișcările, cât de repede, cât de încet, își atinge și alte zone, își atinge și testiculele, își atinge și... Adică e foarte important să știu ce anume îi provoacă plăcere, ca să pot, la rândul meu, să îi ofer și eu același gen de plăcere. Pentru că altfel... Noi presupunem, știi, am avut o experiență, 2, 3, 5, spun gata, știu ce trebuie să fac, știu cum trebuie să fac. Și ajung în pat cu partenera și văd că, uite, ea nu are orgasm, ea nu are satisfacție. Și spun, păi e vina ei că eu știu, eu am atâta experiență. Da, pentru că tu nu știi ce anume îi place ei, ce anume îi provoacă ei plăcere. Și atunci trebuie să înveți. Tocmai de asta, uite, sunt oameni care întreabă ce cărți recomandați despre sex, Laura Nica. Da, aceasta, cum să satisfaci o femeie și despre bărbați, cum să satisfaci un bărbat. Ba da, asta vreau să spun, că autorul a scris și o carte despre cum să satisfaci un bărbat. Și acolo prezintă niște tehnici foarte bune și nu sunt poze în cartea aceasta, probabil pentru că femeile, nu? Probabil pentru că femeile citesc, știi? Și în cealaltă... Mulțumim, da, în cealaltă băieții au nevoie de poze, da? Așa, și asta o recomand. Este genial, e așa un fel de anatomie cu educație sexuală, cu tehnici concrete pe care le poate aplica orice femeie. Fiind pe YouTube, citim toate comentariile, suntem pe chat, peste 800 de oameni, live cu Ana Nicolau, o găsiți pe Instagram pentru cei care ne-ați mai întrebat-o, Ana Nicolau, psihoterapeut, iar cineva spune, bă, când ai mâna sănătoasă, nu-ți mai trebuie femeie în casă, ceea ce ar putea fi greșit. Nu știu dacă toți Ibulca a trimis mesajul, dar da, vezi sub că un asta alt nume. Dar vezi că asta este despre vreau să am un orgasm. Știi ce spuneam mai devreme? Da. Este despre destinație și nu despre călătoria în sine. Da, pot să am un orgasm, da, cu mâna fac lucrurile care trebuie, care mă duc acolo. Dar nu mă bucur de tot acel timp
pe care îl petrec în uniunea aceea cu partenera. E care crește ai, intensitatea orgasmului. E bine să ai două, trei parteneri în același timp sau doi, trei parteneri? Nu în aceeași, în același moment. Adică să ai... Vorbim de relații deschise, poliamore, nu știu la ce se referă. Dacă... Păi luni ești la Mihaela, miercuri la Georgiana și joi la... Da, dacă Mihaela, Georgiana și nu mai știu Andrei. Cine știu despre celelalte și agrează acest tip de relație, da, e ok. Dar dacă nu știu, devine o problemă. Deci știu că... Poți să rămâi cu maxim două. Avem aici melomani printre noi. Trebuie să recunoști. Pozaș, dacă ai întrebări, te rog, fără să te sfiești. El e mai timid, da. Dar ne-am gândit că... Da, se tratează. Și, da, și oamenii din spatele camerelor pot să pună întrebări, pentru că, practic, de foarte multe ori sunt ca și cum ar fi vocea celor care trimit mesaje. Sau Florin, uh-huh. Dacă vrei, dăm un pseudonim. Adică Florin... Da. Da, Gigel. Da, adică să nu, că poate îl urmăresc prietenii de la Alba Iulia, el nefiind din Alba Iulia. Știi, dar el nu-i din Alba Iulia, știi? Și... Na. Dacă aveți întrebări, Pozașul, e consultație gratuită astă seară la Oana Nicolau. Bărbații sunt mai curajoși sau femeile sunt mai curajoase când vine vorba de a afla lucruri și de a încerca să rezolve lucruri? Să știi că o văd mai multă deschidere la bărbați. Da? Da. Da, felicitări. Văd mai multă deschidere la bărbați. Da. Crezi că dacă ne-am aplaudat între noi suntem... Bravo! Da, îi văd mai... Să vii cu următoarea întrebare. La bărbați, la ce vreau, la ce mă refer? La bărbații care au, sunt deja implicați în relații, în relații pe termen lung, în relații serioase, la ei văd o mai mare deschidere și dorință de a rezolva problemele pentru a se asigura cumva că înțelepți. Rămân în acea relație. Da? Adică femeile au tendința să plece mai ușor din relație, să renunțe. Să... Iar o femeie când renunță la o relație, e adevărat că e mai greu să o aduci înapoi, pe când un bărbat, dacă renunță, de fapt, nu se rupe. O, la o femeie, dacă renunță, s-a terminat. Pe când un bărbat, nu. Nu? Nu. Dacă un bărbat vrea să plece de acasă, înseamnă că el nu mai are de ce să rămână acolo și e cam gata. Deci dacă o femeie pleacă de acasă? Dacă o femeie pleacă de acasă, s-ar putea să vrea să atragă atenția, să primească mai multă atenție, să... Deci dacă o femeie se cuplează cu alt adică bărbat... cumva este ca un strigăt, știi? Ea cu siguranță înainte să plece de acasă a trimis niște semnale. Nu știu, a fost mai nervoasă, a spus lucruri, a făcut lucruri, a încercat tot felul de așa, dar nu, partenerul n-a reacționat în niciun fel. Și atunci, cumva, asta e ca ultima variantă pe care o găsești. Ok, plec de acasă, dar aștept să vii după mine. Da, o femeie dacă pleacă de acasă și își găsește un alt partener, se mai întoarce la fel de ușor pe cum un bărbat care dacă a plecat de acasă și și-a găsit o altă parteneră? Dacă ei își găsesc alți parteneri, nu, nu se mai întorc. Cam niciunul nu se mai întoarce. Dacă acea relație este una în care se simtă bine și în care să găsească acele lucruri pe care nu le-au avut acasă. Oana, ești funny. Ești așa funny, zice Mr. M. Soțul sub ce pseudonim mesaje ca să urmări că poate el ne dă mesaje aici. Deci Oana, ești așa funny. Întreabă cineva tot Mr. M. Nu e puțin ca într-o viață să fii doar cu soția ta? Nu. Nu, pentru că relația poate să fie... cum să zic... Apropo de cum păstrăm o relație și flacăra și toate lucrurile alea pe termen lung, aducând noutate în relație, făcând lucruri mereu tot timpul, ceva nou. Mereu, da, nu mereu în fiecare zi, că nu, da, mai facem și alte lucruri pe lângă asta. Dar aducând noutate, ca la revizie, odată la ceva timp, vii cu ceva nou. Vii cu ceva nou, jovialitatea asta din cuplu este foarte importantă, știi, să râdem împreună, să dansăm împreună, să facem lucruri care să ne bine dispună, pentru că astea ne unesc și ne și deschid în plan sexual. Uite, să facă cei care ne urmăresc, să facă un experiment, să-și ia partenerul la dans,
Da, orice fel de muzică, orice fel de dans, dar să danseze împreună, nu unul lângă celălalt. Vrei să punem muzică să înceapă și băieții în spatele cameră? Să danseze împreună și să vadă cum se simt după acel dans. Perfect. Avem întrebări, Ciucă, uite, zice cineva, Cristina, să pui și tu cu întrebări, să nu te mai rușinezi. Cristina Petrescu, Cristina, bună, ne bucurăm că ne urmărește, dacă ai întrebări. Cristina e o femeie măritată, care dacă are întrebări, cu siguranță poate să ni le adreseze. Prietena mea îmi pune mie întrebări, dar îmi pune în privat. Nu. Ia zi, ce întreabă? Poți să ni le spui? Ai zis că femeia când pleacă înseamnă că e aproape gata, apoi mereu vă întoarceți. Da, eu sunt de acord cu ea aici. Nu. Nu știu, eu nu sunt de acord. Bun, mergem mai departe. Haideți să vedem. Înseamnă că nu are un bărbat care știe cum să o aducă înapoi. N-are deloc. Acum, Ciucă, n-ai de să știi că tu ești aici. Partenerul e romantic, dar în timpul actului, doar în timpul actului sexual. Și după nu mai e romantic. Ce se întâmplă? Da, după... Să-i povestească despre cum și-ar dori să fie după și între actele sexuale, ce înseamnă romantismul pentru ea, ce și-ar dori, ce dorințe are, ce nevoie are din partea lui, să-i le comunice, pentru că el poate nu știe. El poate a învățat, cum spunea și mai devreme, din alte experiențe pe care le-a avut, a învățat că așa trebuie, da? Să fiu romantic atunci și în rest. Nu prea am nicio Uite, treabă. Uite, întrebare de la Irina, care se repete întrebarea asta. Am început viața sexuală la 18 ani. Primul bărbat a rămas și singurul până în prezent. O relație de 7 ani. Vom avea o problemă în întemeierea unei familii? Adică voi avea dorințe ascunse cu altcineva? Faptul că începi viața ta sexuală cu un singur bărbat și apoi la un moment dat te gândești, bă, dar... Poate cum era și cu altcineva? Da, da, deci... Adică la tine, la cabinet, vin cupluri care zic, știi, deci suntem dat la tine? Deci eu am o relație de 29 de ani cu soțul meu, am început relația la 14 ani. Dacă i-am răspuns la întrebare... Păi da, dar poate întrebarea era, dacă el își crezi că soțul se gândește poate la altcineva? Noi, sigur, da, la bărbați lucrurile sunt puțin diferite, pentru că, știi, voi bărbații creșteți așa cu ideea asta că trebuie să bifați mai multe experiențe, mai multe femei, știi? Sunteți așa ca într-un concurs de multe ori, cu câte femei ai fost, ok. Între noi femeile nu există această competiție. Și bărbatul poate să crească și să se dezvolte cu această idee că trebuie să bifeze și să experimenteze și altceva. Dar asta este o dovadă, este ceva ce face bărbatul imatur. Pentru că un bărbat matur se va concentra pe dezvoltarea relației pe care o are. Sigur, dacă își iubește partenera, dacă își dorește să fie acolo în fine, exact. Iar dacă femeia simte, da, s-ar putea să simtă nevoia să experimenteze și altceva. Însă, aceste experiențe pot fi aduse în cuplul nostru. Nu înseamnă că venim cu un alt bărbat în cuplu, ci că anumite fantezii sau dorințe pe care le avem, putem să le aducem acolo. Apropo de noutate, apropo de vreau să încerc să facem și altfel lucrurile. Deci nu trebuie neapărat să merg cu un alt partener, pot să vin cu idei, să fiu creativ și să văd cum pot să aduc noutate. Alexandra zice, am tendința să aleg partener pe care îi simt inferior mie din punct de vedere financiar, intelectual, orice. Am realizat asta după câteva relații toxice și nu înțeleg de ce. Toată lumea știe că ești psihoterapeut de cuplu și uite, o femeie zice, Alexandra. Da. Alexandra, Ciucă. Anca, iartă-mă. Alexandra, probabil că are nevoie să are nevoie de validare, are nevoie să-și confirme că poate. Poate a primit niște mesaje cum că trebuie să fie puternică, poate a crescut pe ideea asta de, știi, trendul ăsta de feminismul ăsta, da. Așa dus la asta extrem. O să ne omoare. Da, da, sunt de acord. Și atunci, cumva, punându-l în inferioritate pe partener, nu face altceva decât să se ridice pe ea, să-și hrănească ego-ul, nevoile ei neîmplinite. Dar nu este ceva sănătos și îi recomand
să facă câteva ședințe de terapie, pentru că e ceva ce vine din spate, din niște convingeri, din niște modele, din niște voci care i-au spus într-un fel anume ceva despre Dominal. Asta. Da, da. Sau poate un model pe care l-a văzut acasă, în familie. Să moară Jana, eu mâine amore la facultate de la 8 dimineața și stau să ascult un live cu tema sexuală. Ceea ce nu e rău, s-ar putea la un moment dat, într-o noapte albă, să înveți mai multe decât într-un an de somn. Corect? Da. Așa că, na, știi cum e. Temele astea de educație sexuală nu sunt atât de prezente de fiecare dată și oameni care se vorbească deschis și mă bucur că oarecum am fost printre primii care le-am făcut live pe YouTube aici și am încercat, sunt până asta e al 8-lea episod, 6 sunt aproape 90% medicale. Dr. Mihail Pautov a fost cel care ne-a arătat ce înseamnă bolile cu transmisie sexuală, cum putem să ne protejăm, foarte multe lucruri extrem de interesante. Sezonul 2 am zis să mergem în poveștile oamenilor care lucrează față în față cu pacienții. Săptămâna trecută a fost Dr. Cristian Andrei, acum Oana Nicolau, psihoterapeut de cuplu, lucruri care pot să ajute, iar aceste podcasturi sunt făcute cu ajutorul prietenilor noștri de la Durex, care consideră că e foarte importantă educația sexuală, indiferent de vârstă. Da. Știi? Indiferent și de vârstă. Și eu o încurajez foarte mult, mi-aș dori să existe în școlile din România educație sexuală pe categorii de vârstă, evident, dar copiii noștri oricum sunt curioși, ei oricum caută să afle informații și este bine ca ei să își ia informațiile corecte. Nu să stea și să... pentru că nu știu, dacă dai un search pe Google, da, ca și copil, nu știu, auzi un termen sau ceva și dai un search, este foarte probabil să te ducă într-un site pentru adulți, ceea ce devine foarte periculos pentru copii. Să știți că vă iubesc... Pentru tine era, Alex a trimis mesajul. Amantul meu are și iubită. Opa, Andreea Cristina a trimis mesajul. Haide că ne apropiem de o oră mai înaintată și putem să vorbim mai relaxați. Amantul are o iubită? Da, uite, așa scrie. Amantul meu are și iubită. Eu tot sper că vom avea o relație oficială de dragoste, nu doar sexuală. El nu vrea din cauza diferenței de vârstă. Eu am 22, el 34. Ce ziceți, doamna Oana Nicolau? M-au început băieții să calculeze. Da, da, da. Deci reluăm. Andreea, amantul meu are și iubită. Da. Deci are și iubită. Trei partenere amantul. Nu are o soție, păi o nu, iubită. Și iubită. Sau doamna are soț. Sau doamna de ce? Are soț. Păi nu are 22 de ani. A, nu are soț. Că înseamnă pe el, mă. Are un iubit stabilia și ăsta e amantul. A. Nu, cred că e invers. Adică el are și soție, amantă nu. Și iubită. Nu, el are o iubită. Cine e mama la copii și cine e poftă inimii? Sunt trei. Andreea, explică-ne puțin mai are bine și, că ne-ai băgat. Are și, că a pus-o și acolo, are și iubită. Că deci, Andreea, Cristina, te rog frumos, dă-ne un răspuns mai clar. Deci eu spun că eu am înțeles bine. Deci el așa, eu cred că el are o iubită, da. Și ea este, cum ar veni... Amanta. Da, amanta. Și eu tot sper că vom avea o relație oficială de dragoste, nu doar sexuală. El nu vrea din cauza diferenței de vârstă. Eu am 22 de ani, el 34. Da. Stai să vedem că am înțeles bine. Ce se poate face în cazul ăsta, Oana? Este o diferență, da, destul de mare. E divorțat, el are iubită și eu am iubită. Ai văzut? Da, deci sunt patru, da? Păi nu sunt patru. Păi ba da, el are o iubită și ea are un iubit. Deci și sunt patru. Care a divorțat cinci. Da. Da. Putem să rezolvăm cazul? Poate da. Divorțatul e într-o altă relație. Da, înțeleg că de telenovelele. Eu înțeleg că își dorește, dar ea este viața reală. Ea este într-o relație, adică ea își dorește o relație serioasă cu amantul, dar ea este într-o relație. Și cumva așteaptă ca amantul să renunțe la iubita lui, să-i dovedească că vrea o relație cu ea pentru ca ea să se poată despărți, să aibă această siguranță sau cum? Că poate el așteaptă ca ea Andreea, să se despartă. Cel mai bine, Oana Nicolau, psihoterapeut pe Instagram. Vezi când are timp în program și încearcă să faci o programare. Că simt că e mai amănunțită să, da, da, sau să-mi scrie și o să vorbim. Un alt mesaj care se repetă de ceva la ceva interval de timp. Se poate salva o relație în care soțul suferă de mult timp de depresie, iar viața sexuală este inexistentă. Asta în condițiile în care am discutat cu partenerul meu mult timp pe tema asta. Da. Dacă este în depresie, da, cel mai probabil nu are disponibilitate
către un act sexual. Depresia practic te pune în situația în care nu ai chef de nimic, nu vrei să faci nimic, depinde care, cât de avansată este depresia, dar sunt oameni care în depresie, nu știu, nici nu se spală măcar, nu vor să mănânce, vor doar să stea să zacă fără să facă nimic. Deci clar, nici din punct de vedere sexual nu există disponibilitate, dar depresia se poate trata. Ea nu trece de la sine, clar, se adâncește, se agravează și poate duce la lucruri mult, mult mai grave, irreversibile uneori. Deci trebuie să apeleze la un psihoterapeut și dacă este într-un stadiu avansat, cu siguranță va avea nevoie și de tratament. Care tratament psihiatric uneori afectează și viața sexuală, dar sunt lucruri care, din nou, se pot rezolva cu ajutorul medicului. De data aceasta, ce poate ea să facă este să îl încurajeze să își trateze această depresie. Partea sexuală o să vină cumva de la sine, dar după ce aceste lucruri se adică vor rezolva. Partea sexuală nu rezolvă depresia. Partea sexuală nu rezolvă depresia. Dimpotrivă, dacă el nu-și dorește să facă asta, s-ar putea să simtă o presiune și ar putea să-l adâncească în depresie. Deci depresia este o boală și trebuie tratată ca atare. Întrebare, e ceva normal de la un bărbat ca partenera să reproșeze că primește prea multă atenție și să o deranjeze acest lucru, vrând să petreacă mai mult timp singură? Sau pot exista și oameni de genul ăsta să fie totul normal? Poate că genul de atenție pe care îi oferă nu este genul de atenție pe care și-o dorește ea. Poate că face anumite lucruri pe care nu-i plac, pe care nu le agrează. Și dacă el este dornic să-i facă pe plac, să descopere care sunt acele lucruri care îi plac. Ok, uite, eu fac asta și asta și asta și văd că tu ești deranjată, spune-mi ce anume pot să fac. Vreau să-ți arăt că te iubesc, vreau să fiu cu tine, vreau să facem lucruri împreună, dar nu știu cum să ajung la tine și am nevoie să mă ghidezi. Da. Cineva zice în felul următor, ce spune doamna Oana Nicolau despre cea mai mare reclamație a soților, cred că e un grup ceva, ejacularea precoce a soților. Mulțumim frumos! Da. Ejacularea precoce este o disfuncție sexuală, ea se poate trata. Trebuie ca partenera să fie foarte răbdătoare, foarte înțelegătoare, pentru că este un proces în care sunt implicați amândoi. Nu știu dacă există un diagnostic de ejaculare precoce, pentru că s-ar putea ca el să ejaculeze mai repede decât termină ea și atunci ea să consideră că el are o ejaculare precoce, dar de fapt ea să aibă nevoie de mai mult timp și atunci ei pot ajunge la, prin discuții, pot ajunge la acest adevăr. Sau dacă este real o ejaculare precoce, adică bărbatul ejaculează în mai puțin de, nu știu, 30 de secunde de la începutul actului sexual, da, atunci vorbim de o problemă care poate fi rezolvată prin anumite exerciții tehnici. Iar despre exercițiile astea ne-a vorbit și dr. Cristian Andrei în dialogul de joia trecută. Toate aceste lecții de educație sexuală le găsiți aici pe canalul de YouTube Acasă la Măruță. Puteți să le ascultați, nu știu, în drum spre serviciu, când stați acasă. S-ar putea să învățați destul de multe lucruri interesante. Acum ajungem la persoane care nu se identifică cu niciun gen. E un subiect extrem de interesant în ultima perioadă, non-gendery. Da. Întrebarea era dacă există persoane care nu se identifică cu niciun gen. Da, există persoane, da, există o categorie, mică categorie a populației care trăiește în această nebuloasă. Și e important ca ei să caute ajutor, să caute suport și nu știu dacă la noi în țară sunt, dar știu că există asociația Accept care organizează inclusiv niște grupuri și încurajez să meargă acolo pentru că sunt discuții, sunt probleme, sunt situații cu care ei se confruntă și care pot ajuta să normalizeze această stare a lor. Perfect. Mergem și la alte întrebări. Cum spuneam, Oana Nicolau este psihoterapeut de cuplu.
Întreabă cineva dacă poate să facă, uite, toate ca toate, dar eu am 19 ani și nu am avut nicio relație niciodată. Teoretic sunt ca un telefon nou scos din fabrică. Era Da. doar, omul vrea să se laude, Da. adică nu avea nicio întrebare. Mi-a apărut mesajul și de asta. Ia, de-aia a răspuns Tania, eu Se mi-am luat păstrează telefon pentru nou. cineva anume sau pentru ceva anume? Da. Bun, Elena, și eu am o relație cu șeful meu și nu vrea o relație cu mine. Au început oamenii să se cunoască mai bine pe chat între ei, ceea ce nu face rău, adică nu e rău, doar încurajăm. Pornografia afectează viața de cuplu? Dacă nu este agreată de ambii parteneri, clar, da? Dacă Dar unul dacă e vrea și agreată? celălalt nu, dacă este agreată, face bine. Deci tot ce e agreat de ambii parteneri nu e rău. Nu există ceva interzis în viața sexuală a cuplului. Nu există. Dacă agrem, înseamnă că este bine, este sănătos. Indiferent Orice? cât de ciudat ar părea pentru ceilalți sau. Da, Da? îți dai seama că pentru foarte mulți oameni pare ciudat să zici că într-un cuplu s-a agreat să vină în weekend, nu știu, încă O cineva la tine, prietenă, da, o da, prietenă. da, altcineva. Da, pare ciudat, pentru că normalitatea mea este asta. Când aud despre altceva, iese din normalitatea mea și atunci interpretez, creierul meu interpretează ca fiind ciudat. Ieși din comun, da? Deci Ceva nimic ce nu ce pot. este normal între doi oameni care comunică și vorbesc nu este greșit. Nu. Probleme apar atunci când unul își dorește ceva și celălalt nu, și acela care își dorește cumva forțează lucrurile. Pentru Și că. atunci când există această diferență, el își dorește ceva, ea nu vrea, e bine ca relația să se termine? Nu este bine, nu trebuie neapărat să termine, trebuie să vorbească, trebuie ca ea să spună și să nu accepte ceea ce nu-i face plăcere. Păi, dar Apropo poate e de și invers, compromis. poate el. Sau el, ok, apropo de ce ziceam mai Că devreme, am că impresia nu, că numai voi sunteți victime compromisul cu nu, problema nu, așa. nu, nu, și el. Că nu e în regulă să facem compromis. Compromisul aduce, pe termen scurt, pare că ne rezolvă o problemă, da? Ok, zic ca Da. tine sau fac ca tine ca să am liniște. Dar înăuntru meu, eu practic simt că am renunțat la ceva, asta mi-adună frustrare și când te prind la colț, îți dau cutigaia în cap. Adică pentru orice chestie măruntă, mă De răzbun. ceea Deci, ce pe termen lung, nu ne aduce nimic bun. Uite, foarte mulți oameni trimit mesaje legate de relațiile, de aventurile sau prietenile cu beneficii în detrimentul relațiilor serioase, știi? Da. Știi că sunt foarte multe relații care, de fapt, doar să se întâlnesc ca să aibă un Să raport facă sexual, sex. adică doar pentru chestia asta, și apoi Da. fiecare își vede de treaba lui. Cum privești treaba asta? Este o dovadă de neasumare. Nu vreau să-mi asum o relație, pentru că o relație înseamnă că trebuie să muncesc, să fac lucruri acolo pentru relație, pentru partener, pentru parteneră. Adică trebuie să mă angajez, să fiu determinat, să fac. Da. Dacă nu fac nimic, nu se întâmplă nimic. Și atunci, da, am nevoie să fac sex, vreau să fac asta, e fain, e amuzant, mă simt bine, dar nu vreau nimic mai mult. Până la ce vârstă poate o femeie să facă sex? Până în ultima zi a vieții. Și un bărbat? Și un bărbat. Mă rog, la bărbat iarăși e mai greu, că Da, erecția păi poți să o ai erecția până la ce? depinde de bărbat, depinde de nivelul de testosteron. Sigur că pe măsură ce îmbătrânim, toți acești hormoni încep să scadă. Se întâmplă fizic niște lucruri. Da, bărbatul poate să aibă mai greu o erecție, dar asta nu înseamnă că nu poate să o aibă, mai ales dacă el este stimulat din punct de vedere mental. Și plus că există tot felul de medicamente care au fost create pentru a-i ajuta să aibă erecție. Indiferent de vârstă. Indiferent de vârstă. Iar femeia, da, după menopauză, vaginul ei nu se mai lubrifiază la fel de tare cum se lubrifia înainte și atunci este nevoie să folosească un lubrifiant pe care oricum eu îl recomand în general, nu doar pentru femeile care sunt la menopauză. Lubrifierea aduce un plus de plăcere. Deci e ok să o folosim. Cineva spune, aș vrea că vrea să te contrazică, Da. dacă femeile vizionează filme porno și compară partenerii cu actorii din film, lucru total greșit. Nu știu de unde a fost discuția asta. Da, nu neapărat.
femeia, adică în momentul în care ne uităm la... În filme exagerează. Da, nu, în filme exagerează și apropo adică de ce vorbeam de copii, cât de periculos este... Castingul ăla e greșit făcut pentru că, deodată, adică... Dar nu numai castingul, dar știi felul în care sunt puse camerele, dar ele sunt puse ca să mărească niște lucruri pe acolo, să se întâmple ceva ce nu e real. Și din filmele așa porno... Așa, mai liniștit atunci. Din filmele porno, da, noi putem să... învățăm că sexul este despre asta, da, pe de, când este fals. Să spun de ce râd după zi. Pe când nu este sexul despre asta, dar filmele acelea porno ne ajută să ne deschidem, da? Ne dau o stare de excitație. Da. Nu stau să urmăresc de la cap la coadă, că nu mă uit la un film artistic. Da, stau, mă uit la câteva faze, ne uităm împreună, începem să ne atingem și începem actul nostru sexual, închidem televizorul și sau da. Laptopul și... Aș vrea să le spunem oamenilor că vorbim despre sex, despre educație sexuală cu psihoterapeută Oana Nicolau și aș ruga-o, dacă se poate, să vă arate ce are pe cadranul ceasului. Da. Ce? Mickey Mouse? Mickey Mouse, unde? Mickey Mouse și noi vorbeam despre lucrurile astea. Știi, de asta m-am pus să râs. Uite, Mickey Mouse. Stai așa, stai puțin. Stai. Ia, gata? Stai. Asta e. Foarte, foarte frumos. Perfect. Cineva ne ceartă că de ce vorbim atât de sex și nu de iubire. Păi, sexul este o formă de iubire. Eu am vrut, doamna, doamna Oana Nicolau, numai despre... Sex. Despre sex, da. Sexul este o formă de manifestare a iubirii. Hai să spun. Femeile sunt pregătite să înceapă viața sexuală, să înceapă partea aceasta sexuală a relației în momentul în care se simt conectate cu partenerul. Da? Mă simt în siguranță, îmi place de el, mă atrage, am încredere. Și asta mă face să mă deschid și în plan sexual, adică sunt pregătită să începem viața sexuală. Bărbații se conectează cu femeia după ce au un act sexual reușit, împlinit, satisfăcător. Mă contraziceți sau e real? E ok, da? Deci noi funcționăm cumva invers, da? Eu am nevoie ca femeie să simt, să dați plină de emoții ca să pot să fac sex cu tine, iar tu ca bărbat ai nevoie să faci un sex de calitate pentru că asta te va face să te îndrăgostești. Iarăși presiune dar pe bărbații care trebuie să facă sex. Dar nu bărbatul este cel care trebuie să aducă plăcerea. Nu el trebuie să facă asta. Amândoi fac asta, amândoi muncesc. Eu ca femeie muncesc în egală măsură pentru a-mi aduce plăcerea în corpul meu. Nu trebuie să aștept să facă el lucruri. Pozaș, dacă ai o întrebare, fără teamă, te rugăm frumos, poți să... Pozașul, pe Pozaș îl cheamă Costin Dragomir, pentru prietenii, pentru prietenii care poate urmăresc din Pitești podcastul. Se uită și mama. Se uită? Se uită mama ta? Da. S-a dat mesaj? Nu, dar se uită sigur că le urmărește pe toate. Să rămână mama lui Costin. Bună seara, mama. Da. Deci, uite, e interesant asta. Costin, câți ani ai tu? 23. 23 de ani, are mamă tânără și mama se uită la lecțiile de educație sexuală. Ne bucurăm. Foarte frumos, adică lecțiile astea de educație sexuală poți să le primești indiferent, adică nu e o limită. La orice vârstă. Întrebarea, Costin? Și mama se uită la mama noi. Ta tot... Și mama se uită la mama? Noi acum. Și mama se uită la noi, da. Să rămână mama lui Oana. S-a emoționat. Normal că m-a emoționat. Acum îmi spui, puneam sacou pe mine. Dar știi ce? Te-a întrebat mama ta vreodată lucruri legate de... De sex, de nu. Partea asta? Adică, pe principiu, mama ta presupun că nu e și ea psihoterapeut. Nu. Mamă, mă poți ajuta și pe mine să înțeleg mai bine anumite lucruri? Nu. Nu m-a întrebat pentru că în relația cu mama sunt fiica ei, știi, nu sunt psihoterapeut, nu sunt expert. Și psihoterapia nu se poate face cu apropiații nu. Și ai familie, nu? Sunt, nu putem să facem asta și nici cu prieteni. Deci în relația cu mama sunt fiica ei și da, nu avem discuții pe tema asta. Deci Pozaș, te rog frumos, dacă ai o întrebare, acum e momentul. Despre food fetish. Ce? Despre food fetish. Food fetish? Da, ce anume? Care e întrebarea? O părere. O părere? Ce părere am eu?
23 de agave. Da, mă gândeam acum că mi-a venit în minte ceva apropo de meniul sexual. Fetișul, asta ține de zona dacă vrei, asta poți să-l întreb, să detaliezi, de fantezii, adică. De fantezii, da? Adică am o fantezie care... Fantezie, da. Okay. Ce fantezie e? Poți să ne-o descrii? Nu, întreb la modul general. Pentru un prieten? Da. Nu, întreb pentru un prieten, așa, exact. Dar ce? Da. Dar ce? Are un prieten, dragoș. Ce fantezii? Ce fantezii? Cu mâncare pe corpul ei sau la ce anume se referă? Nu, mă referam strict la food fetiș. Adică... cu t. Se referă el. Food, nu food. Food, da, picioare. Ah, eu am înțeles food, de aia. Ah, tu te referi ca la bendeac? Da, exact. L-am avut pe bendeac la podcast și primul lucru pe care îl face când începe o relație, ne povestea, se uită la picioarele unei femei și de acolo începe... Da, 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 mai am și eu un prieten care face deci, asta. Deci cuzașule... Da, se uită la degetele de la picioare, dacă nu-i și plac tu ești degetele, pe stilul ăsta? S-a terminat. Da. De ok, deci pe tine, da, dar din punct, deci noi când vedem un partener, un potențial partener. Iartă-mă, nu înțelegeam de ce a făcut posajul poze astăzi doar la picioarele tale, acum m-am prins spre final. Da, deci. Deci noi astăzi suntem cele mai frumoase poze la creștere. Noi suntem atrași din punct de vedere vizual de anumite părți ale corpului. Da? Mie, de exemplu, îmi plac foarte mult mâinile bărbatului. Eu când mă uit la un bărbat, mă uit la mâinile lui. Da, da? Am înțeles. Dar este absolut în regulă, e normal. Asta este ceea ce te atrage pe tine. E ok. Pentru altul e important să se uit, să vadă ochii, să vadă sânii, să vadă, nu știu, brațele sau fundul sau nu știu, în fine. Dar e ok, nu înseamnă nimic rău asta. De la Pitești? Atâta timp cât nu devine deranjant pentru ea, pentru că dacă tu... O să, nu știu, insiști foarte mult, să te uiți numai la picioare, să faci numai poze cu picioarele, să știi, s-ar putea să devină deranjant, dar poți să vorbești cu ea despre asta, să înțeleagă că nu ai luat-o pe arătură, ci că, da, e o plăcere pentru tine să privești zona aceea corpului. Da. Am înțeles să cu food și de aia. Da. Alba Iulia, dacă avem vreo întrebare... Da, perfect. Hai, nu fi timid. E mai timid. Ai întrebare, zi acum. O curiozitate. Că și tu ai terminat o facultate, adică. O curiozitate. Da? Hai, pregătește o întrebare. Alex, ai tu vreo întrebare sau ceva? Sunt nepregătit astăzi. Toți nepregătiți. Ciucă? Nu, că Ciucă nu mai terminăm. Ce zic omului care zice că se aude încet să dea mai tare telefonul sau laptopul? Adevărul că și eu aș vrea să-i spun acelui așa. Au și niște probleme între bărbați masculini de ei. Bun, Măruță e cam relaxat, așa e, e în largul lui, da. Sunt multe mesaje și oamenii se bucură de faptul că discuțiile astea vrem să fie cât mai relaxante, știi, să vorbim despre toate și despre lucruri care se intereseze pe părinți, dar și pe oamenii care sunt în relații de cuplu și poate după o emisiune de genul ăsta, după un podcast de genul ăsta live, să te relaxezi așa, să zici, băi, știi ce, am învățat ceva. Îți pui căștile a doua zi, le auzi și poate îți dai seama că dacă faci anumite lucruri, nu știu, îți îmbunătățești relația de cuplu, pleci cu o lectură pentru weekend și așa mai departe. Nu trebuie să-ți fie rușine să vorbești. Da, așa este. Și dacă ai o problemă în cuplu, să te duci la psihoterapeut, e recomandat. Este recomandat. Dar e scumpă ședința. Cum? E scumpă? Dacă e scumpă, da, ședința? Întreba lumea. Nu. Acum e mult mai ieftin față de alte țări din Europa și din alte, de pe alte continente. Undeva între 250, 300, 400 de lei depinde de terapeut. Pentru că toate lucrurile astea nu fac altceva decât să salveze o căsnicie, să salveze foarte multe probleme sau foarte multe cupluri, să-și revigoreze relația. Da, și trebuie să înțelegem că problemele odată ce apar nu dispar de la sine, ele se accentuează, duc la altele și cu cât începem să le rezolvăm mai devreme, cu atât șansele să salvăm relația cresc. Îmi permite o întrebare mai personală, dai voie? Da. E venită de la unde? Văd dacă răspund sau nu, dar tu poți. Octavian întreabă. Doamna doctor, în 29 de ani nu a fost interesată de o relație cu un alt bărbat? Octavian a întrebat. Ba da, în liceu m-am chiar semi-îndrăgostit de un alt bărbat. Da, era la început. Da. Doar atunci. Da, da, dar nu, da, nu s-a întâmplat să am o relație cu acel bărbat, doar mi-a plăcut de el.
Nu am fost interesată să am alte relații. Sigur că au fost bărbați pe care i-am cunoscut și care poate m-au atras în anumite puncte de vedere, dar nu am stat niciodată să mă gândesc că aș putea să plec de acasă, să ies din casa mea, din căsnicia mea, să fac asta, pentru că am prețuit foarte mult ce am avut acolo și prețuiesc, și pentru mine întotdeauna familia a fost prioritară. De asta spuneam la început, a dat citatul acela cineva, pentru mine familia a fost pe primul loc, pentru mine familia a fost importantă să mi-o construiesc, să mi-o mențin, să mi-o dezvolt apoi, și cariera cumva și toate celelalte lucruri pe care le-am făcut au venit într-un mod natural, dar noi am avut o relație foarte cu de toate, normal, fiind că la început adolescenți, apoi tineri, am trecut prin foarte multe etape, noi personal și automat și relația noastră, dar ne-am dorit întotdeauna să rămânem împreună și dorința asta ne-a ajutat să găsim soluții. Psihoterapeutul are și el nevoie la rândul lui de alt psihoterapeut? Da, are nevoie, da. Da. Nu vorbesc numele tuturor. Eu apelez din când în când la colegi din clinică, împreună cu soțul meu, noi avem o clinică de psihologie. Și apelez... De psihologie sau psihoterapie? Sau psihologie și psihoterapie, da. Și soțul e psiholog, întreba cineva? Nu, soțul este antreprenor, se ocupă de managementul clinicii. Lucrăm împreună, dar fiecare pe bucățica lui. E o clinică foarte mare, am înțeles că aveți cam... Peste 70 de specialiști avem, da. Psihoterapeuți, psihologi, da. O multinațională de psihologie. Așa, ceva, da. Și cum se numește? Clinica Oana Nicolau. Da, a fost așa, adică de... Eu sunt șefa. Da, a fost, așa a fost. Acum 13 ani, când am început eu activitatea, am deschis și clinica. Cu 4 oameni atunci, între timp am crescut, ne-am făcut mari. Și eu când am dificultăți, eu personal sau chiar și noi în cuplul nostru sau legat de copiii noștri, mergem la un coleg de acolo pentru că e nevoie de cineva din afară, oricât de multe știi când sunt acolo, sunt implicată, nu am cum să fiu obiectivă. Tocmai de asta, atunci când ai impresia că le știi pe toate, e bine totuși să mergi la altcineva care vede lucrurile altfel din exterior decât le vezi tu, care ești implicat acolo. Plus că mai sunt anumite cazuri care poate mă tulbură și am nevoie să mă consult cu cineva, să mă descarc, să vorbesc despre felul în care m-a impactat cazul respectiv. Deci, da. Măruță, mersi că ai făcut poză cu mine când eram la metro acum câțiva ani și filmai o reclamă, zice cineva. Uite, vezi, îi găsesc aici pe oamenii cu care m-am întâlnit. Întreabă cineva de ce sunt atrasă de bărbații mai mari decât mine. Am 22 de ani și băieții de vârsta asta nu sunt ceea ce eu simt că am nevoie. Uh-huh. Nu știu de ce și toți partenerii mei au avut plus 27. Mamă, 22 plus 27? Nu e așa o diferență. Păi are 22 și el 50, nu e mare diferență. Nu, 27. Păi numai plus... A, plus 27. Plus 27, cred că... Nu, se referă că de la 27 în sus, da, nu că... Da, mă rog, Alexandra a pus să vii cu lămuriri. Da, dacă alege partener de plus 27, adică mai mare de 27 de ani, nu e o diferență mare și are nevoie de un bărbat matur lângă ea. Nu, dar dacă sunt 47 de ani... Dacă sunt 47 de ani... Să avem și răspunsul B. E o problemă. Înseamnă că e o problemă și ar trebui să se uite puțin la relația cu tatăl, ce s-a întâmplat acolo, pentru că de obicei acolo sunt niște lucruri care duc către... Dar nu e, adică nu consider că sunt normale relațiile astea în care diferența e, nu știu, de 20-30 de ani între ei? Dacă sunt normale? Da. Normal, na, e relativ. Nu le-aș denumi așa normale sau anormale. De obicei apar dificultăți acolo pentru că vorbim de diferențe de generații, de diferențe de gândire, de concepții, de convingeri. Și e foarte, foarte greu să ne aliniem cu ele. Da? Adică sunt 20-30 de ani care ne despart, lucruri care au apărut, tot felul de evoluții, felul în care am evoluat. Gerontofil, nu? Da, gerontofil, da. Da, care iubesc relațiile cu persoane mai în vârstă. E unul pe TikTok, un cuplu, cu poza ștoartriță, știi, cu doamna mai în vârstă și cu el mai tânăr. Da, diferență mare de tot de vârstă, știi, Florin?
Îl caut eu pe TikTok și vă arăt, e ceva și? Incredibil. Fac multe vizualizări. Da, exact. Pot să spun. Alba Iulia, avem, te rugăm de frumos. Bine că s-au găsit, știi, asta nu știu, e uite, dar păcat că nu știu cum pot să găsesc asta acum repede, dar ar fi fost interesant să-ți arăt TikTok-ul. E foarte tare. Ea e mult, mult mai în vârstă și el e foarte tânăr și toată lumea e critica și oricum dansează, se pupă toată da, ziua pe TikTok. Dacă ei sunt fericiți, asta, da? E. Asta e. S-au găsit. Deci important e concluzia, nu ține motive. Cont niciodată de ce zice lumea. Dacă tu în cuplu tău ești fericit și în relația ta, asta e tot ce contează. Exact, exact. Nu trebuie să ținem cont de părerea celorlalți, de ce se întâmplă la alții, să ne comparăm cu alții. E despre ceea ce trăim noi. E cel mai super podcast despre educație sexuală, cel pe care l-ai făcut, Măruță. Subiectele din această seară sunt pe sufletul meu, iar doamna Oana este super. Laura, zice mesajul ăsta. Mulțumim mult de tot. Într-o căsătorie, soțul trebuie să fie neapărat mai mare decât soția lui? Nu. Nu, e permis și altfel. Păi de asta, să le dăm oamenilor răspuns. Iubitul meu este cu 20 de ani mai tânăr. Suntem suflete pereche. Ce drăguț. Da, cunosc și eu cupluri în care partenerii sunt mai cu diferențe mari. Am observat nu, așa da, o el tendință. E mai tânăr cu da, 20 el e mai tânăr. Da, adică... da, da. Am observat o tendință în general la femeile care au trecut printr-o căsnicie și au divorțat. Tind să-și aleagă parteneri mult, mult mai tineri după aceea. Mult mai tineri, însemnând aceste diferențe de 15, poate chiar 20 de ani. Nevoia aceea de confirmare, nevoia de încă sunt atrăgătoare, încă pot, încă... Da? Deci este o nevoie acolo. Nu înseamnă că relațiile acestea nu funcționează. Da. Nu înseamnă asta. Dar e clar că vin... din niște femeile de peste 40 de ani au de femeile peste 40 de ani au nevoie de bărbați tineri. S-a tras concluzia Mariana, așa e? Și să știi că da, o femeie care este într-o relație cu un bărbat mai tânăr va întineri, iar o femeie care este într-o relație cu un bărbat mult mai în vârstă va îmbătrâni. Mai repede. Adică avem și noi niște exemple clare în showbiz-ul ăsta. Este? Da. Ce faci când femeia vrea sex neprotejat, dar tu nu vrei? Dileme, probleme în cupluri, Ioana, adică... Să facă niște... Că merge totul bine în țara asta, dar uite... Păi nu, dar să facă în primul niște analize și s-ar putea ca femeia să-și dorească să facă un copil, da. Zic și eu. Important e să comunici, pentru că, de fapt, mi-am dat seama din toate aceste podcasturi interactive pe care le numesc unii despre educație sexuală, că interactivitatea este cea mai importantă. Adică să comunici cu omul ăla și atâta timp cât voi sunteți pe aceeași lungime, de unde nimic nu este interzis. Da, să vorbim despre ce ne dorim, despre ce ne place, despre ce nu ne place, indiferent de zona relației noastre, că e vorba de, nu știu, activitățile pe care le facem sau partea sexuală sau felul în care ne creștem copiii sau absolut orice, este important să vorbim, să ne exprimăm și să nu acceptăm ceva ce nu ne face plăcere. Să nu ne simțim constrânși să facem ceva din teama că am putea să-l pierdem. Florin, întrebarea? Sau Alba să Iulia? O pierdem, sau să nu o pierdem, că nu e doar de... Am eu, dacă nu are. Am și eu. Numai o secundă, a început bătălia. Ne pare rău, mă simt ca la comentator, domozină, cum era. Am legătura, Alba Iulia, Florin, ai legătura, te rog. O viață sexuală activă te poate ajuta și mai departe, gen să fii mai, nu știu, mai vesel. Da, 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 bineînțeles, pentru că hormonii aceia... Da, hormonii aceia care se eliberează în timpul orgasmului ne dau inclusiv o stare, o bună dispoziție. Da. Și femeile nesatisfăcute știm doar cum sunt, că sunt foarte iritate, foarte supărate tot vorba... timpul. Da. Și vorba, exact. Românească. Da, exact. Așa, dar e valabil și în cazul bărbaților. Deci da, în momentul în care noi avem o viață pe stradă singuri, da, dacă avem o viață sexuală activă, asta ne crește bună dispoziție, ne crește energia, ne ajută inclusiv la creșterea imunității corpului. Corpul nostru are o imunitate mai bună atunci când avem facem sexul sex ajută regulat. Imunitatea. Da, da, da. Și da. Iar pentru cei care nu au un partener, să știe că au întotdeauna la îndemână masturbare. Da. Și nu orbesc? Știi că erau mereu poveștile cu orbitul, cu...
Da, da, da. Sunt multe povești, dar niciuna nu este reală. N-au dăm fost, legătura la Timișoara. Zi, Alex. Ați avut cazuri de cupluri care, după ce au venit la dumneavoastră... La bine, că eu sunt Oana. După ce au venit la tine, le-ai recomandat să se despartă? Nu le-am recomandat niciodată, nici să rămână împreună, nici să se despartă, dar i-am ajutat. Că de asta zic, terapia este clarificare. Cei doi au ajuns ei singuri la concluzia asta, dacă le este mai bine să meargă împreună sau le este mai bine să se despartă. Dar recomandarea asta nu vine niciodată din partea mea. Este o concluzie. Dar ai avut cupluri care au venit la tine și s-au despărțit? Da, am avut cupluri care au venit și s-au despărțit, dar... Despărțirea asta este una pe care amândoi o agrează, pentru că înțeleg că nu au cum să meargă mai departe împreună. Că cel mai bun lucru pe care îl pot face este să se despartă. E pentru gata, că nu vor, zi, pentru că nu vor reuși să fie fericiți, pentru că sunt lucruri acolo pe care nu le pot rezolva sau nu-și doresc să aloce și să aibă și nu au această disponibilitate pentru a le rezolva. Deci da, terapia nu îți asigură o relație fericită, îți asigură claritate și cadrul și tehnicile prin care poți să iei decizia cea mai bună. Dar crezi că poți influența? Eu? E 250 de lei. La mine e un pic mai mult, da? În fine, acum că... Iartă-mă, n-am vrut să subestimăm, ca să înțelegi cea mai bun, că am adus un psihoterapeut de Champions League astăzi aici, la podcastul nostru. Nu pot să fac asta și nu fac asta. N-am cum să fac asta, să influențez. N-am cum, pentru că am învățat cum să mă păstrez neutră în cabinet, în lucru cu clienții mei. Eu pot doar să reflectez ce văd la ei și să-i ajut să înțeleagă ei mai bine. Mă întreabă cineva de ce nu-i dăm doamne doctor să bea ceva? Beau apă și vin. Și vin. Doar că vinul îl beau, îl iau la pachet, îl beau acasă. Uite, cu soțul meu. De Sâmburești. Baby, sper... să mă aștepți că vin cu vinul. Baby, cum îl cheamă pe baby? Sorin. Să vedem, să au trimis Sorin mesaje. Baby, Sorin e de la Sâmburești, sunt partenerii noștri, ți-am zis, Oana. E o întrebare. Sper la că a culcat copii. Întrebare, da, doamna Oana, este sănătoasă satisfacerea partenerei manual de către bărbat? Este ceva rău în asta? Ajungi mai ușor la punctul culminant uneori. Fac sex înainte și femeia nu ajunge la punctul culminant. Da. E o întrebare care a venit de multe ori și de asta la un dat trebuie să nu că ignorăm. Dacă el termină mai devreme, da? Și știe asta, atunci este bine să... știi, să facă ca un joc în care începe actul sexual, ea începe să se excite, el știind că va termina înaintea ei, să se retragă și să o ajute și să o stimuleze manual, cu limba, în ce moduri agrează ei, iar și poate să finalizeze așa, apoi să finalizeze și el, sau în momentul în care ea este aproape de punctul culminant, să reintroducă penisul în vagin și să se bucure împreună de această experiență. Deci e ok. Dar cum se pot sincroniza ei să aibă orgasm în același timp? Da, nu e așa o chestie extraordinară și pe care trebuie să o căutăm neapărat. Știi? Adică asta ține mai mult de nevoie de performanță. Asta vine după foarte multă cunoaștere a celor doi, după foarte ce au s-au cunoscut și au experimentat mai multe partide. Bărbatul este cel care trebuie... Cum? A dat mesaj soțul, zic imediat. Da. Bărbatul este cel care trebuie să simtă, iar dacă nu reușește să facă asta, femeia este cea care trebuie să îl anunțe într-un fel că este aproape de climax și el cumva... să învețe să gestioneze mișcările deci astfel încât mă, să... Tot telebaza, adică el e... Măi, dacă nu ar fi nevoie de el... Dar el trebuie să coordoneze, adică... Și ea trebuie să coordoneze prin felul în care vorbește, prin felul în care se mișcă. Pentru că dacă am un partener care ejaculează înaintea mea și eu știu asta și noi am vorbit și am agreat niște lucruri împreună, și eu ca femeie ar trebui să-l simt când se apropie și atunci să-l ajut să se retragă, să deci nu-l mai stimulez. Ce avem, zice Baby? Baby a trimis 3 mesaje. E foarte activ, a zis așa, în prima dată a trimis o inimă și un pupic, apoi a zis și copiii nu dorm, te urmăresc. Ce vârstă au copiii, să le spunem celor de acasă? 10, 11 și 14 ani.
Perfect, da, ai zis că e normal să vorbim cu copiii. Da, 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 nu. Așa, și baby nu, a mai zis... Nu, era târziu și mâine au școală. Păi nu, au zis copiii că, sunt chiar foarte interesați de topic. Da. Sper că mă urmăresc și colegii celui mare, colegii lui David. Da? Da, da, da. Perfect. Ei sunt adolescenți și poate... Păi avem peste 800 de oameni aproape constant, au fost, cred că sunt și de la școală aici prezenți cu noi. Cătălin, să-i dai 2 sticle de vin, te rog, Sorin, mă conformez, iartă-mă. Putem și alt sau tot roșu? Mai avem roșu. Se rezolvă, sunt bureștiu, să știi că am învățat de la doctor Cristian Andrei, învățăm de la invitații noștri care sunt mai deștepți decât noi, că vinul de Sâmburești era preferat și de familia Ceaușescu. Prezervative, dacă vreau, Ana, îți dăm și prezervative. Nu, mulțumim, noi nu folosim. Soțul meu a făcut vasectomie după al treilea copil, deci suntem relaxați. Dar avem un copil adolescent. Cadouri, adică... Nu, avem un copil adolescent, dacă... Uite, puțin. Salutări, Oana și Sorin, sunteți foarte mișto amândoi, zice Rusu Ana Maria, probabil... Da, bună, bună Ana Maria, da, o prietenă, cunoaștem. Nu? Uh-huh. O prietenă... roșu vrea, 2 sticle roșu, ciucă, nu merge alb. Îmi place că e interacțiunea asta, vezi? Adică oamenii de acasă, când o să fie și cu Meta ce face Facebook-ul, da, o să-i da, avem da, fix da, între da, în, la noi aici. Super, da. Poftim? Da. Nu, ne mergem pe încredere. Uite, mai stăm 2-3 minute, că am intrat și puțin în live mai târziu și am zis că stăm 2 ore. Da. E ora 23:02 minute, sunt peste 827 de oameni. Le mulțumim oamenilor care sunt alături de noi, care dau mesaje și întreabă cineva, dar e o întrebare care cred că e foarte interesantă. Dacă a găsit doamna doctor cearșafuri lepătate de băieți. Pentru că de la adolescență cred că apare acel efect care se numește poluție, nu? Da, poluție, nu? Și da, atunci cred că și despre chestia asta trebuie să vorbească părinții cu copiii. Da. Și copiii, să nu le fie rușine. Să nu le fie rușine, exact. Sunt acele ejaculări nocturne și ale adolescenților. Nocturne absolut naturale, corpul lor face asta și nu este ceva ce pot controla și nu trebuie să controleze niciun fel. Este un semnal că lucrurile funcționează așa cum trebuie, că au ajuns la un anumit punct din punct de vedere al dezvoltării lor și în plan sexual. Deci este în regulă. Și în acest moment, la această vârstă a copilului, când se întâmplă lucrurile acestea, recomand acolo unde este posibil, pentru că în unele familii nu este posibil, recomand ca discuțiile acestea să fie făcute de către tați, nu de către mame, pentru că copilul se simte mult mai confortabil să vorbească cu tatăl, cu bărbatul, despre lucrurile astea masculine care se întâmplă, nu cu mama care, da, e femeie și e mama, dar totuși, da. Repet, sunt situații în care tatăl nu este prezent sau nu mai este și atunci sigur că mama trebuie să preia și acest rol și să găsească metode prin care să nu-l stânjenească pe băiat cu astfel de explicații. Oamenii pot să se aboneze, să apese pe clopoțel, pot să dea subscribe, să fie alături de noi și vreau să ne promiți, Oana, că mai avem încă 4 ediții din acest sezon cu numărul 2, că atunci când îți vin și jucăriile pe care le-ai comandat, acele mulaje, poate vii cu ele și să facem o emisiune în care efectiv ca la tablă să arătăm. Așa arată un vagin, așa arată un penis, așa funcționează lucrurile și e bine să-ți cunoști corpul pentru că cunoscându-ți corpul nu poți să ai decât o viață normală din toate punctele de vedere. Exact. Și putem să vorbim și despre, că tot am zis, de masturbare, despre lucrurile pe care le putem face, cum să învățăm să ne masturbăm, despre cum putem să ajungem la un orgasm, adică mai sunt încă multe lucruri mai, acum că am spart gheața, știi, poate... Ți-a plăcut la noi? Mai vii? Foarte mult, foarte. V-am ascultat cu drag, mulțumim, vă mai așteptăm și poate ultima întrebare, Maria, Antonia, ne poate împărtăși doamna doctor ce studii a făcut în caz în care ne gândim să-i urmăm exemplu? Da. A fost greu? Adică ce facultate ai făcut? Ce am făcut studii? Facultatea... Bine, înainte de psihologie am făcut facultatea de finanțe, bănci, dar a fost la cumva îndemnul familiei. Da, da, da. Apoi după ce m-am căsătorit am început facultatea de psihologie. Apoi am făcut o formare, ca să mă specializez ca psihoterapeut, o formare de 4 ani, precum fac medicii, rezidențiatul, așa facem noi după facultate, o formare sau un master. Apoi am făcut 2 mastere, apoi am mai făcut încă 2 formări și fac în continuare cursuri. Adică am... Deci facultatea de psihologie 4 ani? Facultatea de psihologie 4 ani, am fost ultima generație cu 4 ani, o formare de 4 ani, 2 mastere, de câte 2 în fiecare
și încă două formări de scurtă durată de câte 2 ani. Și multe cursuri pe care le fac pe partea de sexualitate, pe care le accesez de afară, pentru că am găsit multe informații acolo și cursuri bune, prețioase, și fac, le urmez. Acum cu online nu e mult mai simplu, dar este o meserie recomanzi foarte oamenilor frumoasă. Exact, meseria asta. Este o meserie foarte frumoasă, e important să simți că vrei să faci asta, să o faci din pasiune, pentru că altfel nu ai cum să o faci. Și trebuie să înțeleagă că este o meserie în care trebuie să înveți permanent. Precum medicul învață permanent, așa și noi învățăm și trebuie să ne punem la curent cu tot ce apare nou. Și da, copiii mei mă întreabă, știi, când le mai spun, gata, hai că am un curs, dar cât mai înveți, știi? Adică ei dreptate. Gândindu-se că, ok, câtă școală facem și câtă mai trebuie să facem. Adică dar regulă nu trebuie să vă alegeți asta. Da, să știi că a dat soțul un mesaj și a zis că merge și sticla de vin alb, că e bună pentru preludiu. Aha, da, baby. Baby, vin. Bun. Ok. Bun, haideți să vedem. Anca a concluzionat. Anca, care e stadiul tău Anca. Cu Anca? Zi acolo ce zice. Te rugăm totuși, Ciucă. Ia să... Ce zice Anca? Ia Anca. Wow, ce frumoasă e. Bun. Ah, e bine. Ah, e bine. Ultimele rânduri. Am înțeles. Deci ca să ai un bărbat, ca să ai un bărbat 29 de ani, trebuie să studiezi 8 ani de zile plus alte cursuri. Păi ies la pensie, sunt pierdută, gata. Adică ea a zis că nu. Ca să reușească să aibă o relație 29 de ani cu un bărbat, trebuie să studieze atât cât ai studiat tu. Nu. Poate să o citească, poate să meargă la un nu, e în regulă, e ok. Da, gata, s-a liniștit. Tăi trimitea lui Ciucă mesaje. Da. Ah, e bine. Ah, e bine. Da. E o problemă pentru cei care se satisfac prin mesaje pe WhatsApp. Nu are legătură cu Ciucă. Nu se satisfac. În general, dar sunt oameni care tehnologia sexul, ajută acum. Da, sexul, da. FaceTime, știi? Sex, foarte bun. Da? Foarte bun, da. Sigur. Și e criptat. Mai ales dacă sunt la distanță, dar sunt persoane care relații la distanță. Și uite, în astfel de cazuri în care el e plecat, da, câteva ore, merge la job, eu mamă, sunt și eu la... ore nu poți să stai, adică... Da, nu e despre faptul că nu poți să stau, este despre a ne incita, da, este acel pre-preludiu. Mă gândesc la asta, îți spun și tu te gândești când vii acasă, sărim amândoi... Ca doi nebuni. Ca doi nebuni. Zice cineva, oare România are numai psihoterapeuți? Că au apărut foarte mulți psihoterapeuți, ceea ce nu e rău, pentru că eu cred că sunt foarte mulți oameni care au nevoie de sfaturi și de psihologi în ultima perioadă. Și... mi se pare că oamenii chiar sunt foarte debusolați. Acum, trecând peste aceste probleme care au legătură cu educația sexuală, au nevoie să comunice, să vorbească, să afle lucruri. Să afle lucruri despre ei, să se descopere și să-și rezolve anumite dificultăți pe care le au. Și dacă tot mă întreb, eu le recomand oamenilor atunci când își caută un psihoterapeut să îl caute pe acela care este specializat pe situația pe care ei o au. Adică dacă am o problemă de cuplu, o să merg la un terapeut specializat în relații de cuplu. Dacă am depresie, merg la unul care lucrează cu depresie. Și pentru dacă... că noi nu facem, adică, sigur, noi facem de toate, da? Că oricum suntem învățați, așa creștem, nu să avem 10 pe linie la toate materiile, deci noi facem de toate, însă poți să te specializezi cu adevărat atunci când începi să te nișezi pe anumite, da? Nu spunem acum, ok, doar depresie, da? Nu știu, depresie asociată cu atac de panică, cu anxietate, cu fobie, adică ok, mă duc mai mult în zona asta și atunci dacă am o problemă de genul ăsta, caut un psihoterapeut care are experiență pe zona asta. La mine dacă vine cineva cu depresie, n-am cum să-l primesc pentru că nu lucrez cu asta. Sigur, știu, am noțiuni,
dar nu fac asta. Și dacă nu ai o chimie cu un psihoterapeut pe care îl întâlnești sau un psiholog, e ok să cauți până îți găsești persoana cu care ești compatibil? Știi, succesul unei terapii are la bază, cam 70% din succesul unei terapii are la bază relația terapeutică, adică această chimie, această încredere și siguranță pe care o am ca și client, să mă deschid și să primesc ceea ce îmi dai. Oana, să știi că îți mulțumim mult de tot că ai venit la podcasturile live de educație sexuală și mi-ai promis că mai vii și eu în cele patru ediții da. Și ai promis că vii vin și cu mare cu, drag. Acele aștept mulaje. Aștept să vină coletul. Da, de unde vine? Din Germania, și adică nu vine. Am comandat o vulvă și un clitoris. Doar atât? Da. De asta, tu ești ca la... Da, măi, da, știi cum, vulva și clitorisul, de ce? Pentru că sunt organele pe care, din păcate, nici măcar femeile nu și le studiază. Penisul, cam toată lumea știe cum arată penisul, da? El este în exterior, el este vizibil, îl vedem, cam toată lumea știe cum arată un penis. Sigur că sunt anumite... zone ale penisului care merită mai mult atinse și care au alte funcții și ok. Dar nu o să vin cu un penis, o să vin cu un clitoris și cu o vulvă. Uite, despre toate lucrurile astea, pe canalul de YouTube Acasă la Măruță există primele 6 podcasturi live despre educație sexuală cu doctorul Mihail, în care am avut imagini explicite în care arătam cum funcționează, ce înseamnă aceste lucruri, așa că puteți să le găsiți aici. Mulțumim mult de tot, Oana, că ai venit. Cu mult drag, noi o să mulțumesc mai bem eu. O cafea, iar pentru soțul tău, espresorul se numește De Longhi. Și poate baby? Să... Baby? Din telefon funcționează. Perfect. Îți mulțumim mult de tot. Mulțumesc. Nici mai știu să dau noroc cu cafeaua, cu vinul, cu toate. Cu vinul. Și un sfat pentru cuplurile care se uită la noi, așa în puține cuvinte, și pentru cei care poate nu sunt cupluri, dar ne-au urmărit. Să caute, să descopere care sunt modurile prin care se pot iubi, se pot conecta și se pot bucura de o viață sexuală împlinită. Să fie curioși, să... se joace unul cu celălalt și să se descopere permanent, să aducă noutate în relația lor. Mulțumim mult de tot. Oana Nicolau, drag, psihoterapeut, așa eu. O găsiți pe Instagram, o vedeți și la Căsătoriți pe Nevăzute, show-ul de la ProTV și o mai vedeți aici la podcasturile noastre. Mulțumim mult de tot, o seară bună și nu uitați, duminica, așa cum am obișnuit, în fiecare duminică de la ora 19, sunt podcasturile noastre obișnuite, iar duminica asta avem un om care este fabulos și cred că va fi pe prima pagina ziarelor, pentru că cred că e pentru prima dată când se deschide și vorbește despre toate lucrurile din viața lui. Niște lucruri incredibile, nu vă spun mai multe, duminică de la ora 19 urmăriți podcasturile, vă mulțumim mult, dacă v-a plăcut dați acolo un like, lăsați un comentariu, abonați-vă, share-uiți mai departe și să aveți o seară frumoasă. Mulțumim!